Încă de la bun început vă spun să dați share acestui podcast și vă mulțumim, este deja foarte mulți, deja am început podcastul și s-au adunat sute de oameni care privesc acest podcast. Da, va fi un podcast foarte tare pentru că e un podcast cu un om care știe multe, foarte multe despre ce se întâmplă în Rusia și în perioada asta lui Putin și în perioada de dinaintea lui Vladimir Putin. Este Mircea Popa. Vă salut, domnule Popa. Mircea Popa, KGB-istu, așa era toată, asta era porecla, să spunem așa. Am explicat în, nu intru în detalii, vedeți cine, tastați, căutați, Mircea Popa, KGB-istu, spuneți cum vreți, descoperiți istoria personală foarte interesantă a unui om care înainte de 1989 a fost condamnat de regimul comunist, a făcut un ziar în ilegalitate cu Sorin Roșca Stănescu în 1988, Libertatea. E complicată istoria personal a omului care e astăzi în studioul podcastului EVZ Play, dar astăzi ne vom concentra pe câteva lucruri, pentru că așa putem să discutăm nopți întregi și zile întregi despre viața foarte spectaculoasă a lui Mircea Popa. Vreau să încep cu o fotografie, domnule Popa. Este o fotografie pe care am publicat-o eu pe blogul turcescu.ro în 2014. Hai să o vedem, Manu, te rog frumos, mă ajuți? Este o fotografie, după cum o vedeți aici, de la un restaurant, restaurantul Diesel din București, în care în 2014 erați la masă cu cel al cărui nume este astăzi foarte, foarte rostit în toată media internă și internațională. Este vorba de Alexandru Dugin, cel cu barbă, cu plete, pentru cei care n-au apucat să vadă. Lângă el, cu brațele încrucișate, este dumneavoastră, Mircea Popa. Mai erau acolo, spuneți-ne dumneavoastră cine sunt cealte personaje, directorul editurii, e o editură, nu mai știu cum se numea, o să citesc dacă vreți, pe care publica cărțile lui Alexandru Dugin la acel moment. Dar important este să înțelegem în ce context ați ajuns practic să luați masa cu Alexandru Dugin în 2014 și cine e până la urmă Dugin, a cărui fiică a murit într-un atentat revendicat deja în Rusia în urmă cu câteva zeci de ore, un atentat care ridică deja foarte multe semne de întrebare în legătură cu ce va urma după acest atentat, care va fi reacția Moscovei, ce reacții internaționale vor exista sau există deja. Dar hai să începem cu 2014, momentul ăsta, și cu Dugin. Cine e Dugin? De ce erați lângă el? Care e povestea? Întâmplarea a făcut ca Cosmin Gușă, când înainte de a veni secretar general al PSD, 2001. Înainte de a veni secretar general, a venit la mine, m-a sunat și zice, m-a întrebat dacă nu vreau să fiu consilierul lui. Îl știați? Nu. Pe bune? Adică, da, pur și simplu, eu nu-l cunoșteam. Da? Nu. Deci nu ne cunoșteam, am primit telefon, ne-am întâlnit, am discutat și i-am spus după asta, zic, sunt de acord, cu o condiție. Dacă vrei să iei puterea. Și probabil că vreau. Atunci a trebuit să folosești metoda lui Stalin. Dar ce a făcut Stalin? Păi Stalin a luat puterea la Moscova, niște condiții foarte banale, aparent banale. Și anume, toți deștepții de pe Revoluția 1917 erau, dădeau interviuri, participau la congrese, la ședințe, de Kremlin, de palat, de guvern, nu s-a ocupat nimeni. Și era singurul care se ocupa, Stalin, de guvern, și veneau oamenii din provincie cu probleme, provincia e uriașă, Rusia, și singurul care vorbea cu ei era Stalin. Ok. Și încet, Stalin a înțeles că el va putea să aibă voturile acestor oameni. Așa s-a instalat puterea lui Stalin, discret și ferm. Am înțeles, bun. Gustul lui Cosmin. Cosmin a făcut 61 de kilometri în România. 61 de... kilometri. Doar... cu mașina. 61 de kilometri sau 61 de mii? 61 de mii, pardon. 61 de mii de kilometri. 60 de kilometri au până la Ploiești. Unde cu mașina partidului, cu echipa lui. A, și a început să merg în țară. A mers în județe, a inventariat problemele, le aducea cu problemele la guvernare, era singurul care se ocupa de... Dar ce legătură are Gușă cu Dughi? Păi are. Care? Pentru că după ce s-a întâmplat asta, Cosmin a fost invitat la Moscova și i-a mers și eu.
Cine l-a invitat la Moscova? O fundație. Așa, pur și simplu, din senin, i-a plăcut de gușă și a zis vreau să te văd la Moscova. Cum a fost, că eram în Chiselev și vine un mail de la fundația Novocum, care spunea, textul era cam așa, suntem de acord cu vizita dumneavoastră la Moscova. Vă rog să alegeți una din decadele lunii octombrie. Păi să invitase el dacă era cu sunteți de acord. Nu, așa suna mail-ul. Pur și simplu? Da. Suntem de acord cu... vizita dumneavoastră la Moscova. Ah. Alegeți-vă, vă rog. I-ați aranjat-o dumneavoastră? Nu. Și a venit la Cosmin la mine că zic că eu sunt... Nu, habar n-am, dar numește-o la Moscova fără mine. Bine, mă rog, hai să... Cine la... Foarte important. Uite, provocare pentru Cosmin Gușă. Lămurește, bre, povestea asta. Cum a fost? Da, uite. Nu, cert este așa. Că la Moscova am avut o foarte mare surpriză. Deci în 2000, când? 2001 v-a zis... 2001. 2001 v-a zis la Moscova. La Moscova. Așa. V-ați urcat în avion dumneavoastră și cu Gușă și ați plecat la Moscova. Ne-a suit între el și cu șeful organizației de relații externe al partidului. Da? Cine? Care? Am uitat. Șeful organizației externe. Cine putea să fie pe extern? Corlățanu, cred că este apropiat. Nu, Severin, nu cred că mai era prin zonă. Mă rog, banal. Așa. Și eu sunt la Moscova și la Moscova am mers la ambasadă, că acolo era secretar general PSD, a avut o primire foarte bună, foarte... Ok. Și am dat telefon de acolo rușilor că am venit. Și zice, foarte bine, vă invităm la prânz la Hotel Metropol. Atunci am spus eu lui Cosmin, asta e ceva foarte interesant. Aha. La Hotel Metropol nu sunt invitați decât cei din Occident cu care vor să aibă înțelegeri. Okay. Este istoric, Hotelul Metropol. Și la Hotelul Metropol a durat 6 ore prânzul. Cu cine? Cu Fundația Novocom. Care, ce naiba fundația? Sașa Condiacov. Condiacov, masonul. Masonul, numai masonul. Care și ăla a fost în România sigur, la un moment dat, după aceea în 2007. Prieten sigur. Cu domnul Călin Popescu Tăricianu. Bineînțeles. A venit la Palatul Victoria când era... Sigur. Da. Deci el a pus deci, Condiacov l-a invitat pe Gușă la Moscova în 2002. Condiacov a venit după aceea în 2007. Condiacov, mason de rang înalt. Am scris despre asta. Da, așa. Bun. Și Dugin? Eu dacă am ajuns acolo, după un timp, după în 2003 sau 2000, da, în 2003, Năstase a zis, cine e acest Mircea Popa? Dați-l afară. De ce? Nu știm. De câte ori v-ați dus la Moscova în intervalul ăsta? 2001, de 7 ori. De 7 ori? Da. Singur sau cu Gușă? Păi nu, m-a dat afară Năstase. Da. După un mic incident. Așa. Cei de la Moscova ne-au întrebat, dar la Tel Aviv ați fost? Și noi am zis, n-am fost, dar mergem. Și ne-a dus la Tel Aviv, unde am fost primiți care niște prieteni de liderul Partidului Social Democrat. Așa. Și Cosmin primește un telefon de la Ministerul de Externe, Mircea Joană era atunci, care îi spune Mircea Joană, săptămâna viitoare are loc vizita premierului român la Moscova, și nu vorbește cu nimeni de la Ministerul de Externe, cu mine, despre această vizită. Uh-huh. Atunci Cosmin zice, Mircea, a închis telefonul, te urci în avion și pleci la Moscova. Și am ajuns la Moscova a doua zi. Ce an? De la Tel Aviv, în 2002. Ok. Și la Moscova, Sașa Condiacov mi-a spus, bă, bravo, bine că ai venit și întinde nota de fundamentare a vizitei. Primierului român. Zic, cum să semnez eu noastră de fundamentare? Eu nu sunt funcționar al statului român. Uh-huh. Tu și cu Cosmin ați organizat această vizită. Așa că citește și vă observați. Sigur, am însoțit de persoane oficiale, nu eram eu singur acolo. Și mulțumește, ea se duce la palat, la Kremlin, și îmi zice să nu plec de acolo până nu se întoarce. S-a întors după vreo oră și jumătate. Și a spus că este ok. Și în acest context, că umblă cu chestii simbolice, a deschis o sticlă de vodcă de 2 litri și a pus în 5 pahare eram. El, eu, asistenta mea, asistenta lui, asistentul lui, totdeauna la aceste discuții era cineva de la Chișinău. Zău? Totdeauna. Cine era? În cazul ăsta am fost general. Coman. Mm-hmm.
Și a fost cel mai tine general. Dar faceți-mă să înțeleg bun. Asta e o nebunie întreagă. Eu nu înțeleg. Spațiul ăla... Și atunci... Nu că nu înțeleg eu. Nu înțeleg mulți dintre cei care dau de-n gură astăzi. Și Năstase m-a dat afară. Păi Năstase de ce v-a dat afară? Că uite, am poza aici, o să o arăt din nou. Năstase pare să aibă o legătură interesantă și cu inclusiv cu Dumnezeu. Pentru că a aflat Năstase că cel care a semnat dosarul de fundamentare a vizitei lui a fost Mircea Popa. Aha. Ia uitați-l pe Năstase. Și da. Năstase e cu Dughi. Năstase nu avea busolă. Deci el nu știa pe ce lume să trăiește. Dar m-ați întrebat ce căutam eu atunci cu Dughin. Da. Ei, după ce a fost dat afară, da. Eu am făcut o fundație România-Rusia. Ok. Și această fundație România-Rusia, am scos revista Noua Rusie în limba română, funcționa. Deci eu eram la vedere o persoană calificată, sau mă rog, da, să abordez chestiuni ale Rusiei. Vă plăteau rușii? Nu. Păi și cu ce scoteați? Bună întrebare. Păi da. Eu știu că asta e răspunsul când vrei să eviți răspunsul la întrebare. Și de unde veneau banii? Acum nu e problemă. Poate că veneau de la Moscova. Asta e, dar vreau să știm. Nu veneau din Moscova. Mm. Da, veneau de la Moscova. Veneau de la Moscova? Da, da, nu. Veneau de la Vântu? Nu. Erau de la oameni de afaceri ruși. Oameni de afaceri ruși în România. Care aveau și în România. Aveau și în România. Am înțeles. Bun, ok. Deci Rusia finanța prin dumneavoastră, practic, apariția unei... Înființase o fundație, România-Rusia, da? Pe care o reconduceați dumneavoastră, scoteați o revistă și cred că aveați la un moment dat și o agenție de presă. De presă, Noua Rusie. Da, Noua Rusie. Da? Prima dată a fost agenția de presă. Am înțeles. Și pe urmă a fost revista. Ok, ok. Și ce voia Rusia, practic, odată cu înființarea acestor entități pe care le conduceați? Să ce? Foarte bună întrebare. Da. Suntem în 2003. Mi se întâmplă să mai pun întrebări. Da. Rusia era bicefală. Mhm. Deci abia cu un crac în Occident și cu un crac cu un crac în Uniunea Sovietică și cu un crac în Noua Rusie. Așa, un crac în Deci Occident. Da, deci era bicefală. Deci acolo era informale Rusia, ca Rusia profundă era ușor de gherilă, nu era la vedere. Okay. La vedere era cealaltă Rusia. De exemplu, în timp ce aveam fundația România-Rusia la București, ambasada Rusiei de la București n-a manifestat nici cel mai modest interes. Aproape ostilitate. Mm-hmm. Pentru că era un produs sovietic, ambasada Rusiei de la București. Mm-hmm. Nu era un produs... Interesant. Deși la ei se ciogneau două falii în momentul respectiv. Iar cele două falii s-au hărțuit... KGB-ul cu care ținea? Sau și ăla era împărțit în bună, FSB, noul bună, FSB bună și fostul KGB, bună întrebare, nu? Bună întrebare. Mulțumesc, da. Așa. Eu nu m-am ocupat de servicii. Nu, dar ca idee. Care? Cum simți? Da, nu. Oricum, până la urmă au trecut la Noua Rusie. Au trecut la Noua Rusie. Da, îl urmau pe Putin. De exemplu, numirea nu. Deci KGB-ul și au trecut la Noua Rusie, acolo s-au terminat lucrurile aproximativ după 20 de ani. Deci în 2020. Stai să facem o paranteză. Da. Elementul care unește, dacă vreți, elementul așa, care unește perioada despre care vorbim acum, începutul anilor 2000, da? Sau sfârșitul anilor 90, hai să spunem așa, corect, mai bine așa. Și momentul în care ne aflăm astăzi e un personaj pe care îl cheamă Vladimir Putin. Da? Da. Ăsta este personajul, vreau să înțeleg, care, ce, la vremea respectivă, dincolo ce se întâmplă acum, la vremea respectivă, în sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, încerca să o rupă cu zona asta URSS-ului și încerca să construiască ce numiți noastră noua Rusie, că era un personaj, la vremea respectivă trebuie să înțelegem, prizat de Occident. Adică era, mi-aduc aminte, vizita lui, spre exemplu, nu la Casa Albă, a fost chiar la reședința lui George Bush la un moment dat. Sunt niște filmări de la conferința aia de presă, le-am văzut cu un Putin ușor timid, aș putea spune, la acel moment. Dar vreau să înțeleg personajul Putin ce era în acel moment. Răzul Putin era persoana vizibilă a proiectului Noua Rusie. Aha, deci, interesant. Până atunci au fost, a apărut jucător, personajul, okay, concret, da. Și el este și acum... Există o explicație de ce l-au ales pe ăsta? Da. Care?
asta vreau să vă spun mai înainte, așa, un sticlă de vodka. Așa. Și ne-a dat câte un pahar la fiecare. Și paharul meu și paharul lui Sașa, Condiacov, erau diferite față de celelalte trei pahare. Și m-a întrebat, am băut și, de ce, nu vezi nimic? Zic, ce se văd? Ce învârte paharul? Pe pahar scria și ei. De la prietenii noștri. Fără să ei, Putin nu ajungea la putere în 99. După care a venit și anunțat. De, asta, că, de ce? De ce l-ar fi sprijinit CIA-ul pe Putin să ajungă la putere? Pentru că se destrăma Uniunea Sovietică și potențialul nuclear ajungea în lumea a treia și nu mai putea nimeni să-l controleze. Și atunci au fost obligați americanii să sprijine pe cineva care putea fi un garant. Unul provenea din serviciile secrete și deci exista un limbaj măsurabil și... Da. Doi, avea o experiență occidentalistă prin prezența lui RDG. Da. Trei, era tânăr și era tânăr din categoria, era tânăr din categoria de după ce s-a îngropat Uniunea Sovietică. Pentru că Uniunea Sovietică a fost desfințată în 91. Nimeni nu vrea să se oprească o secundă și să vadă în ce condiții s-a destrămat Uniunea Sovietică. Da, de ce s-a destrămat? Mă gândesc așa cât de nenorocită poate să fie la un moment dat istoria unor, pentru că ziceți așa că dacă admitem teoria asta, că CIA-ul sprijinea și l-a sprijinit să ajungă la putere pe Putin la sfârșitul anilor 90, tocmai pentru a nu pune potențialul ăsta nuclear în mâna unui dement care cine știe ce putea să facă la momentul respectiv, da? Și l-au fișat și au zis, ăsta e mă, că putem să vorbim cu el, da? Ajungem după la 20 de ani distanță, mai bine de 20 de ani de momentul ăla, să discutăm tot despre potențialul nuclear, că suntem în zilele noastre, da? Da. Și să ne facem griji că același Putin ar putea la o adică să declanșeze la un moment dat un război nuclear. Asta e propagandă. Adică? Astea sunt afirmații care n-au adică nu acoperire. Credeți că ar apăsa niciodată pe un buton nuclear? Cine a zis că nu niciodată? Dar n-ar fi primul niciodată. Pentru că... Da, s-a mai întâmplat în istorie, a fost nenorocită istoria. Dar cum? În alte perioade. Dar Malta s-a încheiat. Malta s-a încheiat acum 30 de ani, 32 de ani. Nimeni nu vrea să analizeze, nimeni nu vrea să plece de la punctul de zero, de ce se întâmplă din 30 de ani, de la Malta. Pentru că la Malta, pe de parte... Malta însemnând 1989, da, înainte de evenimentele care au... Au fost consecințe. Consecințele, că Malta a dat semnalul, a spus, s-a terminat. Da. Deci războiul rece s-a terminat. Ok. Terminarea războiului rece s-a terminat cu confruntarea dintre A și B, care erau țările capitaliste și țările socialiste. Da. Și normal că după aia s-au făcut numai finalizările, adică s-au concretizat. Dar el Malta a fost cel care a... Dar Malta a venit și a stabilit că s-a terminat perioada modernă, care a început exact 200 de ani, 1789... Revoluția franceză? 1989, da? 89, de exact 200 de ani. Perioada modernă a avut niște caracteristici, a avut niște produse specifice, care, printre altele, unul din cele mai importante produse ale perioadei moderne a fost războiul. Războiul ca metodă de regularizare a nivelărilor. Și războiul, înainte de a începe războiul să consacre ca o instituție specifică perioadei moderne, a fost perioada statelor naționale. Deci după Revoluția franceză s-au format statele naționale pentru că el capitalismul care era sistemul economic adecvat Revoluției franceze avea nevoie de suprafețe mari de lucru. Și atunci nu puteai să faci cu comitatele care aveau frontiere, vămuiri și s-au format statele naționale. Statele naționale s-au făcut prin războaie naționale. Războaiele au fost puse la punct tehnologia. Care a fost tehnologia? Bărbații au fost segregați pozitiv, au fost declarați mântuitori, la 18 ani au fost convocați în armată, instruiți 3 ani, după care puteau să vină să lupte pentru patrie, de câte ori patria avea nevoie de asta. Deci era un sistem foarte bine pus la punct pentru războaie, cu resurse umane, resurse materiale, cu ținte ideologice, pentru că statul național lupta pentru patrie. Această instituție numită război și până la urmă chiar și patriile au fost un produs oricum expirat prin terminarea războiului rece. Tocmai asta făcea războiul rece. Nu mai sunt posibile războaiele.
Deci nu mai sunt posibile rezolvarea, nu mai e posibilă rezolvarea problemelor conflictuale ale lumii prin măsuri militare. Da, deci încheierea războiului rece a redeschis o sumă de tensiuni care se puteau rezolva la un moment dat prin războaie. Și care nu mai erau posibile din cauza armamentului. Am înțeles. Da. 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 Și s-a terminat perioada modernă. Ok. Terminându-se perioada modernă, primii care iau măsuri concrete au fost lagărul socialist, adică Uniunea Sovietică, care se autodesfințează în 1991. Din păcate, nimeni nu vrea să... Yeltsin. Să rețină acest detaliu foarte important. De ce tocmai Rusia este cea care decide desfințarea Uniunii Sovietice? Că Uniunea Sovietică nu s-a desfințat ca urmare a presiunilor occidentale sau a factorilor externe. Pentru că produsul sovietic era foarte plin de defecțiuni. Era un produs artificial. Era comunist din cei care nu aveau cultură marxistă. Erau comuniști care nu aveau decât convingeri militariste privind ideologia comunistă. Nu... Întinaseră vorba unui clasic încă în viață, Ion Iliescu, nobilele idealuri ale comunismului. Și atunci participanții la acel sistem erau niște mercenari sau erau niște patrioți, dar ei nu erau calificați. Și el, acest sistem sovietic, a fost atât de plin de defecțiuni încât ei au convenit să-l stârpească complet. Ei fiind cine? Rusia. Rusia fiind ce? Rusia, generii Rusia. Cine? KGB-ul, o parte din KGB-ul. Rusia? Cine? KGB-ul și sunt componentele Rusiei. Am înțeles. Deci, factor intern, este un... E o oligarhie conducătoare acolo? E un duh. Fiecare popor are un duh. Fiecare... Aha, o ocultă. De exemplu, România. Nu? Da. Ca să dau exemplu, ca să fim mai... Care e dominanta, cea mai importantă a României? Care s-a văzut 2000 de ani. Deci, ea nu poate fi colonie. Deci de câte ori cineva vrea să o facă colonie, ea acceptă și după aia cu mijloace incredibile, ea iese din acest statut. De exemplu, turcii au venit și au spus, i-au întrebat domnitor, de ce sunteți așa de nervoși? Și cum, bacșișul, banii, peșcheșul. Și domnitorii au spus, ce asta e o problemă? Și i-au dat tot și nu au fost niciodată pașalec. Ungaria a fost 149 de ani pașalec. Ungaria. Dar vreau să înțeleg, asta e, din punctul nostru de vedere, e bine sau e rău? Dom'le, am dat un exemplu, adică de caracteristică. Ce suntem, subversivi, lucrăm nu putem accepta statutul de colonie. Organic nu-l putem accepta. Mă rog, organic. Am rezerv aici, dar nu mă cer cu noastră. Chiar acum, noi suntem acum într-un proces de eliberare națională. Declanșat în 2016, da, revenim. Da, suntem la Rusia, nu? Da, la Rusia. Deci Rusia se desfințează, numai că desfințarea Rusiei s-a făcut în timp ce produsele sovietice funcționau. Și produsele sovietice au fost cele care n-au fost de acord în totalitate cu desfințarea Uniunii Sovietice. Chiar dacă factor intern și abia venirea lui Putin a fost... 99. A fost momentul în care acest proces declanșat de 91 a atins forme... Deci ca să înțelegem, perioada lui Yeltsin, spre exemplu, da, a fost perioada în care se ciocneau aceste falii între fosta vechea Rusie, Uniunea Sovietică, da, și cei care puneau la care noua Rusie. O nouă Rusie, da. Și, bun... vine 99 Putin care promite să pună ordine în haos, nu? Și spune, da, și spune că promovăm o nouă Rusie. Ok. Și aceasta... care Occidentul era confortabil, să înțelegem. Proiectul rusesc cu noua Rusie și cu Putin a fost făcut ca Occidentul să-l sprijine. El a fost făcut ca Occidentul, nu pentru că aveau nevoie de simpatia Occidentului, nu aveau nevoie de antipatia lui. Și atunci au avut nevoie, nu simpatia, dar antipatia să nu se manifeste. Okay. Și asta e sensul când a ajuns Putin și summitul de la Roma din 2002, când summitul de la Roma pune pe hârtie cum s-a terminat războiul rece. Anume, fostele țări NATO, tratatul de Varșovia devin membre NATO, fostele țări CAIR devin membre în Uniunea Europeană și fosta URSS, adică Federația Rusă, devine membru asociat NATO. De ce n-au fixat la momentul respectiv și statutul Ucrainei?
dacă tot atât a fost de important și dacă tot era pentru momentul că prin în care... Pentru destrămarea Uniunii Sovietice, Ucraina nu mai făcea parte din spațiul rus. Păi da, de ce n-au tras și Ucraina în acel moment în NATO, de exemplu? Așa cum au tras România mai târziu, în 2004. Pentru că probabil Ucraina a fost un produs sovietic 99%. Ok. Deci, și atunci erau sovietici la... A, că n-ar fi vrut. Este normal că nu erau entuziasmați cei de la Kiev. Era la nivel de aspirație națională, ziceți, la momentul respectiv. În 2004. Sigur. Da, ok. Bun. Da. Da. Deci în toate aceste, în 2091 și 99, da, se fac acolo și ajunge un jucător care e Putin și suntem la zi. Uh-huh. Acest proces de convertire, deci de recuperarea rusească a Rusiei trebuia să fie făcută prin îndepărtarea produselor sovietice. Uh-huh. Și a fost foarte complicat și foarte spectaculos. V-am spus câteva detalii. Paranteze, două paranteze. Una, vreau să știu, l-ați întâlnit vreodată pe Vladimir Putin? În vreun context? Nu, și nici nu m-a interesat. Nu v-a interesat, nu l-ați întâlnit. Da? Nu numai că nu m-a interesat. Așa. Era neinteresant o asemenea întâlnire, neconcludentă. Pe mine, în Senchim, am avut contacte cu cei care conduceau Rusia. Am înțeles. Bun, ok, mă înțelegem. Da. Da. Ne-ați vorbit de Kondiakov, de întâlnirea și intersectarea cu Kondiakov la Moscova. Da, da. Da. Vreau să înțeleg în ce moment v-ați intersectat și l-ați cunoscut pe Dugin. Pentru că de el vorbim astăzi, într-un moment în care, repet, cazul fiicei lui Dugin, da, în moartea ei în acest atentat, e o chestiune pe care vreau neapărat să o discutăm. Pentru că aici apar mai multe teorii, ipoteze. Că fie e mâna lui Putin prin diviziile lui, ca să spunem așa. Acum înțeleg că atentatul ar fi revendicat de unul care a fost membru în Parlamentul, în Duma de Stat, da? Un politician care e în opoziție cu Putin de ceva vreme și care e refugiat undeva în Ucraina și care spune că e o mișcare care a pus la punct acest atentat. Nu știu, discutăm dacă e posibil așa ceva. Sau, sigur, varianta a treia, foarte puțin probabilă că așa, ar fi vorba de state occidentale care să pună, dar nu cred în asta de nicio culoare. Vreau să înțeleg totuși, când l-ați întâlnit pe Dugin, ca să o luăm pe rând? Să spun de ce m-am cunoscut eu cu Putin, pentru că după ce am făcut revista Rusia la zi, da, și Fundația România-Rusia, da, eu am devenit o persoană publică în chestiunea cu Rusia. Da. Iar agenția... Eu v-am adus la emisiuni pe vremea aia la Realitatea, exact, TV, da? Da. Așa, am avut, da, discuții, după aceea... Normale, nu eram un animal ciudat, nu eram... Da. Da. Fundația, agenția de presă Rusia la zi a avut succes. De ce? Pentru că eu nu m-am folosit de resurse sovietice. Uh-huh. Deci asta a fost prima grijă, dar odată cu asta am avut antipatia structurilor sovietice de la Moscova. Okay. Cum ar fi, de exemplu, ambasada României de la Rusia, de la București, era 100% sovietică. Uh-huh. Uh-huh. Și s-ar putea ca și acum, zic, nici acum nu este recuperată, da. Uh-huh. Dovadă că e confuză. Dar ce naiba să înțelegem că în continuare în Rusia se bat aceste aripi? Păi sigur că da. E normal. Sovieticii cu normal. Da. Păi sigur că da. Și chiar incidentul cu Putin, cu Dugin de acum, se pare că este una din aceste confruntări. Opa, interesant. Da. Pentru că la întrebarea cine sunt asasinii, e confuz. Dar știm că naționaliștii, ultranaționaliștii ruși au cerut lui Putin să ia măsuri. Dacă ultranaționaliștii ruși cer... Să ia măsuri în ce sens? Stați puțin. De măsuri, de sancțiune... A celor care au pus la cale acest atentat. Da. Mm-hmm. Dugin, haideți că văd că nu răspundeți la întrebarea când l-ați cunoscut pe Dugin, dar eu tot... Și Dugin a venit în România. Venit în România... Cât de câte ori a venit? De două ori. De două ori. De fiecare dată a fost. De trei ori a fost. Da. De fiecare dată a întâlnit? Da. Ce căuta Dugin de fiecare dată în România? Pentru cei care ne privește și nu știu, portretul personajului ar fi așa în linii mari. Da? E un personaj cu o viziune aparte, să spunem, în legătură... Pe care nu o exprima. Nu o exprima? Nu. Nu? El era un actor perfect. Deci, model naibii, adică, da? El nu impresiona. Unii chiar era și un pic nebun. El nu impresiona prin pachetul de idei. Și așa. Anume, când asta e pachetul lui de idei.
care îl promovează, da. Ci e impresionat prin atitudinile pe care le are. E în categoria vrăjitorilor, nu neapărat în categoria... Aha, Rasputin, așa. E așa, din categoria vrăjitorilor, nu categoria celor raționali. Ok. Adică, faceți-mă să înțeleg, când dădea drumul la vorbe, rămâneai cu gura căscată, la da, modul ăsta. Da, da. Aha. Și nu ține minte mare lucru. Era fascinant și era făcut pentru asta. Dar era un produs sovietic. Produs sovietic, Dugin? Sigur. Aha. Păi și cum Putin îl tolera dacă era un produs sovietic? Nu, era un pic să-i refuze pe toți. Dar iertați-mă, deci, înțeleg. Era sigur că acolo nu puteai pe toți să-i considere etichete sovietice. Dar sunt nenumărate voci care spun că Dugin, da, este personajul care l-a influențat cel mai mult pe Vladimir Putin. Astea în ultimii ani. Sunt folclor, da. Părerea mea. Că noi putem să identificăm pe cineva care îl influențează pe Putin. Pretenția că am putea ști cine îl influențează pe Putin este un joc de TV. Mm-hmm. Dar Dugin a fost... când s-a văzut sovietismul lui Dugin? Nu, stați puțin, până ajungem acolo la personajul Dugin. Hai, mai spuneți-mi despre venirea lui în România. Ce căuta Dugin în România de fiecare dată? Da. Când a venit aici? Da. Da. Nou proiect al Rusiei. Așa. Prin îngroparea proiectului sovietic. Da. A fost Biserica Ortodoxă. A fost Ortodoxia. Ortodoxia. Eu am spus, am avut un proiect care a eșuat și acum avem un nou proiect. Am avut un proiect URSS care a eșuat. Da, eșuat și acum avem un nou proiect. Ortodoxia. România este... Apărarea ortodoxiei, nu, ce? Da, răspândirea? Nu. Recuperarea? Nu, identitatea, deci cum... A treia Romă. Ok. Deci, da? România este cea mai mare țară ortodoxă după noi. Da. Deci noi suntem obligați, avem sau nu avem succes, noi suntem obligați să fim foarte atenți cu România, pentru că este a doua țară ortodoxă. Uh-huh. Și cum proiectul nostru ortodox e ortodox, până noi ne interesează ortodoxii. Contextul ăsta se deduce în mod clar că Dugin stabilise niște contacte la nivelul înalt al ierarhiei ortodoxe din România. Cu siguranță. De aia și venit. Deci au stat și fost căile. Înalt. Da. Astea au fost căile. Bun. Deci, el a venit la invitații de genul ăsta. Nu a fost de ordin civil sau de ordin venea politic. Venea cu un mesaj personal sau venea cu un mesaj din partea statului rus? Venea cu un personal misticoid. Misticoid. Da. Ok. Da. El venea cu duhul Rusiei, cu tumele Rusiei, cu... Uh-huh. Era Dostoevskian, așa? Avea... Un jucător, era un actor, da. Uh-huh. Uh-huh. Personal, i-am și spus cu Dugin că poate că trebuie să pune altfel problema. Pentru că așa cum o pune, e mecanic și nu ajunge la nicio finalizare, la nicio... Cert este că după evenimentele din Ucraina, el a fost îndepărtat de la Moscova. Cum așa? El n-a mai contat. Nu că a fost îndepărtat. El n-a mai contat. Adică momentul despre care vorbim noi astăzi cu atentatul și cu uciderea fiicei lui, e un moment care îl prinde pe Dugin în disgrația Kremlinului? Nu în disgrație, el n-a mai fost curtat. N-a mai contat. N-a mai contat, da. N-a de ce? S-a opus poveștii din Ucraina? Nu cred că s-a opus, dar modul în care s-a manifestat în chestiunea Ucrainei a fost de tip sovietic. Eu nu cred că... Da. În ce sens? Ca atitudine. Rușii sovietici au o altă atitudine în acțiune. Cum e asta? La acțiuni se referă. Nu, dar raportarea față de Ucraina, deci a sovieticilor, a rușilor sovietici, care este? Să fie cucerită, să fie, sau e o atitudine? Ba da, să fie cucerită. Să fie cucerită. Da, o văd ca pe un teritoriu care ar aparține de facto. Să fie cucerită, da, fără milă, fără, deci cu agresivitate. Putin, în momentul de față, stați puțin că asta e interesant, înclină mai mult spre această variantă, spre această idee? Nu, n-are niciuna. Deci Putin are ținta Rusiei, propriu de Ucraina. Da. Este una foarte simplă. Dar e greu de asimilat. Și anume, aici spune problema, trebuie definitiv desfințată Ucraina.
Pentru că... Asta gândește Putin. Da, da? Și dovadă, va fi ocupată Odessa, va fi ocupată tot sudul Ucrainei, îndepărtarea completă de la Marea Neagră, cu teritoriile sovietic date Ucrainei vor fi retrocedate Ungariei, Sloveniei, Slovaciei și Poloniei, României, și Ucraina se va întoarce la zona ei istorică de nord-vestul actualei Ucrainei. Asta e convingerea dumneavoastră? Nu, asta este față. Deci asta... Nu, una este la un moment dat să spui, domnule, s-ar putea întâmpla așa. Nu se poate la altă. Până una alta avem un război între Rusia și America. Nu, o clipă, sunt alt aspect formal. Pe teritoriul Ucrainei. E alt aspect formal. Așa. Deci desfințarea Ucrainei sub în forma asta, da. Și încă ceva, portul Odessa va fi un port chinezesc. Asta ca să... Da. Dar nu e mare lucru, nu trece mult și vedem. Nu ne... Adică? Dar nu trece mult, asta se întâmplă în jumătate de an, într-un an, da. Adică închiderea războiului din Ucraina într-o jumătate de an se întâmplă pe coordonatele pe care le preconizează noastră? El e închis războiul în acest moment. Țin pariul ăsta cu dumneavoastră. Eu nu vorbesc de pariul aici, nu vorbesc de analiză, da. Facem contra-analiza mea este că nu. Pentru că asta nu e un război, deci asta este o eliberare de o pacoste enormă. Deci primejdia Rusia ca animal are în față o primejdie de moarte Ucraina actuală. De ce? Pentru că este mijlocul prin care ea poate să treacă la dezmembrare. Deci Rusia, da. Poate fi dezmembrată? Da. Dacă, poate de asta dacă și... nu-i distrusă, dacă nu-i distrusă Ucraina complet ca interfață a factorului extern, atunci Rusia poate fi distrusă. Păi și poate că există un plan de dezmembrare a Rusiei. Păi există, așa s-a declanșat războiul. Și de unde atunci ce vă face să credeți că într-adevăr rușii vor reuși să învingă în Ucraina? Dacă forța care dorește dezmembrarea Rusiei prin via Ucraina e mai puternică decât forța Rusiei? N-are cum să fie mai puternică pentru că Rusia, deci încă o dată, se bat doi bărbați. Așa. Și unul e foarte solid și ăla mai puțin solid îl bate pe alt, pentru că ăla e motivat. Ăla care e motivat câștigă bătaia. Nu ăla care e mai mare. Adică și... e pe viață și pe moarte, spune. Deci, cine e motivat? Cine e motivat? Și l-a figurat. Da. Cine e mai motivat? Mm-hmm. Și aici Rusia este sinucid, moare. Deci dacă Rusia nu rezolvă problema asta, s-a terminat cu Rusia. Deci Rusia este pe viață și pe moarte. Dar nu de spectacolul ăsta. Normal. Că nu trebuie să știe cineva că ea e pe viață și pe moarte. Și lucrurile vor Rusia nu declanșa aceasta. Iată, vreau să înțeleg, asta este o analiză pe care o faceți dumneavoastră sau este privind cumva, vorbiți limba rusă, aveți altfel de, o altă alonjă în ceea ce privește înțelegerea realităților rusești, având în vedere și trecutul dumneavoastră. E o analiză proprie sau e o analiză care combină mai multe surse? Da? Și analize. Sigur că sunt mai multe surse, dar în ce mă privește, eu am acces la Rusia. Da. Da. Pentru că, de exemplu, când a fost închisă Fundația România-Rusia, eu am suferit foarte mult. Când a fost închisă? 10 ani. Da. V-au tăiat finanțarea sau ce s-a întâmplat? Nu, a fost închisă. Prin decizia factorului... Nu mă pot exprima chiar așa. Stați puțin, ce faceți? Da. Pur și simplu să... România au închis-o, da. Da. Pentru că n-au înțeles. Ok. După aia au venit la mine și m-au spus și m-au cerut scuze. Ce da, târziu. Mm-hmm. Au desfințat... Au considerat un pericol la siguranța națională? Nu înțelegeau. Nu înțelegeau. Ce? Și nu pot să facă dacă nu înțeleg. Ok. Mă refer la servicii. Da. Deci ele, serviciile, dacă nu înțeleg, nu intră acolo, nu, ce să mai facă. Dar revin la Rusia, la război, cum se termină războiul. Ok. Deci Rusia, asta este, ea este asasinată dacă nu pierde Ucraina. Dacă pierde Ucraina. Nu, dacă... Dacă nu pierde, da. În sensul că dacă Ucraina... Deci dacă nu rezolvă problema. Da, asta da. E ținta. Ținta este să fie rezolvată problema. Bun. Problema este să fie pusă Ucraina acolo și ea să se recapete și să facă o demonstrație, atenție, foarte important, cu privire, va fi demonstrația finală, la descătușarea de orice etichetare sovietică. Mm-hmm. Pentru că în felul ăsta vine și va veni și va spune că noi, unul din motivele destrămării Ucrainei a fost destrămarea unei structuri sovietice incorrecte. Mm-hmm. Și nu puteam, numai noi aveam obligația să mergem până la capăt.
Deci aici nu se va, nu se va ajunge la jumătăți de măsură, pentru că aici se moare. Deci nu e cu cine e mai tare, cine e au mari și așa mai departe. Iar în această, în această confruntare, mă refer la America, America are o situație care este complet, nu aici nu mă pricep eu, dar eu văd efectele. Aici nu mă pricep la America pentru că m-am ocupat de literatura americană, nu m-am ocupat de structuri, de statalitatea americană și de structurile puterii americane. Dar ele, aceste structuri de putere și de statalitate, au fost profund diminuate prin îngroparea principiilor moderne. Și are o mare problemă de identitate America. Și având o mare problemă de identitate, ea nu poate fi contestată, ci doar evidențiată. Deci Rusia nu duce aici un război de fățiși cu Statele Unite, ci comite acțiuni care se determină America să înțeleagă că va ieși mai rău dacă nu ia, nu ține cont de realitate. Deci e foarte sofisticată și foarte important și foarte determinant pentru ceea ce se va întâmpla în această zonă. Vreau să revin la chestiunea cu Dugin ca să închidem cumva capitolul ăsta, să înțeleg. Deci Dugin, atentatul care a avut loc asupra fiicei lui Dugin poate avea consecințe în ceea ce privește conflictul ăsta aproape mondial în care ne aflăm acum, sau este la capitolul, domne, pagube colaterale, ai să spunem, mai ale unui război care se poate lăsa și cu astfel de situații. Occidentul are mari probleme în judecățile față de Rusia, pentru că el, în mentalul occidental, există Uniunea Sovietică, nu există altceva. Da. Și atunci Occidentul nu poate opera cu realitatea rusească. N-are acces. Și nu înțelege. Și, normal, nici n-are acces și nici nu vrea să facă eforturi. Și atunci folosește toate, orice pretext, da, pentru propagandă, orice pretext pentru a ilustra o situație dificilă a Rusiei. Deci cazul cu Dugin a devenit subiect mare pentru că Occidentul a considerat că este un foarte bun pretext pentru a hărțui și pentru a evidenția slăbiciunile Rusiei din perspectiva noastră. Dar pare, cum să vă spun, adică chiar e un caz până la urmă. Este un atentat odată, adică hai să o luăm pe nivelul de înțelegerea unei știri. E un atentat, da? E un personaj implicat în atentat, Dugin, da? E emoție multă, e fata lui Dugin, da, în toată povestea, sigur, da, asta, da? Este mai mult decât atât un fapt care are și caracter de ocultă, adică Putin, cine este Dugin? Dugin este ăla care este ideologul lui Putin. Deci asta, da, face parte din propaganda, de propaganda cu războiul. Deci asta face parte din propaganda. Dom'le, trebuie să înțelegem că nu e, dacă se întâmpla să moară un Gigi într-un atentat la Moscova, probabil că putea să forțeze Occidentul oricât să pompeze în propagandă. Nu mergea. Dar s-a creat emoție. Păi ce se întâmplă acolo? Cine a omorât-o pe fata lui Dugin? Da, da, putem vorbi despre asta fără nicio vară de întrebare. Vă văd destul de relaxat. Fără, înțelege, n-o să fie... fără să înțelegem. Da. Deci, orice efort am face aici n-ar fi de natură să înțelegem. Pentru că Dugin nu a generat, deci Dugin nu a avut copii. Mă refer la doctrinari, ideologici. Da. Deci el n-are adepți. N-are adepți? N-are. Uh-huh. Dugin este un personaj interesant, decorativ, dar nu a produs, n-a făcut copii, n-a creat direcții. Tocmai pentru că eu l-am cunoscut și când l-am văzut, asta am văzut. Într-un fel i-am și spus, l-am întrebat. Eu chiar am putut să observ la el o rupere completă de comunicare când i-am spus asta. El a încetat. S-a blocat? De comunicat. Uh-huh. Nu mă interesa. Deci, iar eu l-am urmărit pe Dugin în chestiunea cu Ucraina, când a devenit Ucraina o problemă. Și atunci am văzut că el, Moscova, nu îl folosește pe Dugin în acest conflict. Nu se califică Dugin. Dugin nu s-a calificat pentru acest. El n-a înțeles adevăratele rațiuni ale războiului cu Ucraina, ale acestui conflict. Și l-a înțeles pe ale lui. Totuși mai dau un mic exemplu, un mic detaliu despre fenomenul Ucraina. Prin 2014-2015
Iranul a devenit un jucător. Și Iranul a devenit un obiect de dispută, o problemă. Mossadul, Israelul, a vrut să se implice în Iran. Era foarte interesat, dar America nu a fost de acord ca Israelul să se implice, Mossadul, pentru că Iranul era membru grupului de la Shanghai. Deci era grupul chinez. Deci chinezii erau cei care aveau, îi dădeau asigurări de funcțiune de Iranul ca defect. Ca... Uh-huh. Și atunci au spus că voi, evrei, nu sunteți calificați într-o problemă chinezească. Nu aveți istoria... Și atunci s-a făcut un cadou, să nu se supere Mossadul. Cadou s-a numit Ucraina. Dacă vom judeca lucrurile din Ucraina și din această perspectivă, lucrurile vor fi și mai colorate. Primii 10 lideri ucraineni sunt evrei. Și? Nu e o problemă, dar nu e o coincidență. Da. Nu e o coincidență. Adică ce ai spuneți asta? Că avem acum practic și o luptă a Israelului? Nu știu, eu constat. Asta e real. Okay. Deci am spus e real. Deci da. Eu nu știu care sunt consecințele. Dar ele au produs efecte, consecințele. A se vedea, de exemplu, un mic detaliu, care pare neglijent. Cum au schimbat ucrainenii limba ucraineană. Acum, cum am zis că și localitățile sunt da. Kievul. Da, da. Toate astea sunt încercări de a ucrainiza, de a un context ucrainean, întregului teritoriu coordonat de Ucraina, cu abuzuri. În care românii sunt cei mai între cei mai loviți. Mm-hmm. De... Comunitățile noastre române. Sigur. Da. Sigur. Da, aici avem o problemă foarte mare și e cunoscută la nivel de stat. Se va rezolva. Această chestiune se va rezolva. Deci susțineți în continuare povestea asta că Ucraina practic va fi desființată. Da. Da? Da. Deci asta e concluzia la care ați ajuns dumneavoastră, da? Nu se poate termina altfel. Hai să reluăm chestiunea asta, că pe mine mă năucește puțin. Dar asta cum se va întâmpla în momentul în care, adică americanii vor fi de acord cu lucrul ăsta? Nu, ce se facă? Nu, ce se facă? Păi și cu, cum să spun, cu toată cheltuiala era să zic, dar e bun și termenul ăsta. Cheltuiala, înarmarea care are loc acum în Ucraina, toate astea ziceți că într-o jumătate de an vor fi trecute la pagube, se va trage linie și Ucraina nu va mai exista, că iau rușii o bucată, că iau și românii o bucată, că iau și... Cine ar mai lua? Adică chinezii iau și Odessa, adică... Nu iau Odessa, o primesc mai Pireu, să fie chinezii, ca să fie prosperă zona și să fie odată... Iertați-mă, dar trebuie să admiteți că la ora la care discutăm astăzi, în luna august anului 2022, un scenariu de genul ăsta pare abracadabrant, adică cum naiba să se întâmple. Eu întrebați așa? Orice analist militar, da. Autentic, în acest moment, da. Nu, de o lună de zile, nu numai din acest moment, okay. Când Ucraina a pierdut complet războiul. Deci, păi cum ne prezintă ăștia că de fapt abia cred că au câștigat? Ei, acolo sunt niște vrăjeli. Iertați-mi cuvântul infrumos. Nu, nu, e o problemă. Spuneți-mi dacă e vrăjeală. Da, sunt vrăjeli. Ce vrăjeală? Sunt vrăjeli. Vrăjeală că ce? Sunt vrăjeli. Că Ucraina încă rezistă? Cine? Că vrăjeală că Ucraina rezistă și că... Nu, da, nu are armată, nu mai are resurse, nu mai are... deci a trecut la gherilă. Deci, dar vorbiți cu un analist militar, deci un om calificat, nu cu... Unde n-ați vrea să-l găsesc pe ăsta, domnul Popa? Nu știu, cu un analist. E adevărat. Ați găsit, dacă nu ziceți noastră, unul invita cu noi în podcast să-l vedem. Da. Ce pot să observ eu, de exemplu, cum am avut o simpatie față de Antena 3. Iar din cauza războiului din Ucraina, Antena 3 a devenit CNN pe față. Și și-a pierdut complet identitatea. Ei, această mașinărie de pierdere a identității s-a generalizat. Deci, în acest moment, în România, practic, nu există decât firme conectate la zone occidentale și care nu au voie să facă decât ceea ce li se spune. Asta e problema, că sunt conectate la chestiuni occidentale, nu e o problemă. Dar să renunți la dreptul tău de a spune întrebări și de a te frământa în legătură cu o chestiune, abia aici lucrurile mi se par dubioase. Păi nu vedeți că externalizarea producției nu a făcut obiectul analizei sub nicio formă?
Uh-huh. O interdicție aproape. Uh-huh. Oricine a scos vorba despre externalizare și efectele externalizării, din perspectiva spusă de mine acum, o să vedeți că astăzi nu mai sunt sancțiuni ale KGB-ului, sancțiuni de te depărta, să te trimite în Siberia. Astăzi, după ce nu respecti ceea ce se spune, deodată dai faliment. Deodată devii muritor de fapt. Izolarea este o sancțiune mortală. Deci astăzi sancțiunea prin izolare este mai periculoasă decât sancțiunea prin închisoare. Că devii indezirabil, că devii persoana non grata. Non grata și devii, nu mai există. Da. Da. E un cancel culture, dacă că da. Se aplică și în lumea artistică, dacă vreți. Da, apare în, așa, în regimul... Adică ziceți că trecerea la index în momentul de față, da, a înlocuit pușcăria... De complet, da. Interesantă perspectivă, nu neg că așa stau lucrurile. Și sunt indivizi care suferă enorm din momentul în care dispar de pe scena publică mai ales, da? Și sunt trecuți în anonimat, adică pentru ea e mai rău decât moartea. Am văzut astfel de cazuri. Aș vrea să evoc momentul 75 când am fost arestat. Așa. Și am fost dus în De ce v-au arestat în 75? Pentru interviul luat generalului Dămăceanu. Cine era ăsta? Generalul Dămăceanu era colonel. El cel care... Colonel sau general? Acum era general. Da. În 44 era colonel. Ok. Și când s-a dat lovitura de stat de la 23 august, da. A fost o lovitură militară. Lovitura de stat de la București a fost o lovitură de stat militară. În care nu regele Mihai, că el nu era prea experimentat, dar avea o echipă. Regele Mihai avea acolo consilieri și avea o echipă de deștepți. Nu erau niște papagali. Așa. Și lovitura de stat, când s-a hotărât să dea lovitura de stat, atunci a spus trebuie militară. Și lovitura de stat s-a făcut cu sprijinul militar. Mai puțin o armată a acceptat asta și a fost pedepsită. Marina României n-a participat la 23 august și a fost sancționată prin obligația de a avea uniformă neagră. Și a avut uniformă neagră până în 58, când s-au retras trupele sovietice. Habar n-avea. Sunt întrebați că asta nu e. Uh-huh. Și retragerea, deci, regele Mihai, echipa regelui Mihai, a dat lovitura de la 23 august, colonelul Dămăceanu era șeful statului major al trupelor capitalei. Și el este unul dintre cei care au organizat acțiunea, care a fost partea militară a lui 23 august. Așa. A fost arestat Antonescu la ora 5, da. Băgat într-un timbre și la ora 8 seara, când unitățile militare au deschis plicul venit de la statul major de ce au de făcut, acolo scria atacați București, nu apărați București. Cine v-a zis asta? Colonelul? Dămăceanu. Și ne-a dat fotocopiile. Ne-a dat fotocopiile acestui... Pentru cine făceați interviul la momentul ăla? Pentru Luceafăru. Și l-ați publicat în Luceafăru? Nu a publicat Luceafăru. Și atunci el s-a plâns securității că au venit doi tineri la el și a luat un interviu și nu i-au dat fotocopiile înapoi. Aha. Și așa am fost arestat. V-au căutat acasă? Poftim? V-au căutat acasă, v-au arestat? Perchiziție, pe mod... Nu cum am căutat acasă. Deci Luceafăru a refuzat să publice interviul. Ați vrut să-l publicați interviul? Da. Și au refuzat să-l publice. Au zis, ce suntem tâmpiți? Cum să publicăm noi acum, în 75, un interviu din care, din care rezultă că lucrurile de stat n-au dat-o Partidul Comunist și au dat-o... Forțele Armate. Nu, regele Mihai. De-aia și regele Mihai a primit decorația sovietică. Ăsta a fost motivul. Da. Dacă știți că a fost decorat. Da. Victoria. Da. Și m-au arestat. Și, v-au arestat de ce? Că ați luat fotocopiile? Nu, au făcut percheziția. Da? Au găsit fotocopiile? Au găsit la percheziție, s-au îngrozit. Ce au găsit? Ce aveți în casă? Două rafturi de bibliotecă legionară. Opa, asta era, da, motiv de pușcărie. Din Spania, da. Da, așa. Mm-hmm. Medalii cu Moța și Marin, cu medalii cu Zelea Codreanu. Ați fost legionar? Nu. Păi, mă rog. Soția mea era hispanistă și a primit de la ambasada Peru, când a fost în concediu, o bursă să meargă în Spania pentru limba spaniolă. Da. Și am spus, mergi în Spania, trebuie unde-s legionarii. Mm-hmm. Și a întrebat unde-s legionarii și i-au luat-o în brațe imediat. Și deci, o lună de zile cât ați stat în Spania, a fost oaspetele legionarilor. Așa. Extraordinar. Și ce legătură asta cu ce au găsit la perchetiție? Și când a venit în România, când s-a întors, suntem în 72, 73, da. Am venit acasă, a venit cu un cufăr imens. Imens cufăr. De cărți. Și de... Au lăsat-o să intre în țară cu ele? Dom'le, da.
pare ușor neverosimil. Complet. Da. Dar și mai ceva mai nebun. Admiteți, era totuși în 75, oricât de deschidere ar fi existat fost... după 68, ne, da. Tot era... Și eu m-am crucit, deci în gara de nord am dat cufărul jos, cufărul, cuferele. Așa. De cărți. Aha. Cărți, medalii, tablouri, documente. Și le-ați dus acasă. Le-am dus acasă. Și a venit la perichiziție și i-a luat... Am înțepenit aia. Au venit alții pentru că ea credeau... Pentru ce n-au arestat-o pe soție și v-au arestat pe dumneavoastră? Păi nu, când v-au venit... Asta suntem în 75 când au venit. Când v-au venit la perichiziție, la sesizarea, că am luat un interviu... Am înțeles, da. Da. În general. Și au luat tot și le-au dus la închisoarea, m-a dus la Rahova. La sediu, la arestul securității. Uh-huh. Rahova 30 130. Și la anchetă s-a făcut ora 11 seara, tot anchetau. Ce-i asta, ce-i asta, ce-i asta? Și la un moment dat a intrat unul în birou și au șoptit ei și zice, bine, veniți mâine. Deci au refuzat partidul arestarea mea. Atenție! Uh-huh. Deci la ora 6, 8, 11 seara m-au trimis acasă și vă prezentați mâine dimineața. Deci, Partidul Comunist Român nu mai era de acord cu arestările pe care le hotărea securitatea. Mm-hmm. Suntem în 75. Dar știți de ce, nu? Interesant. Dar știți de ce? Nu. În 68, da. La 4 ani după industrializarea forțată, nu se putea face industrializarea cu securiștii care trebuiau să blagoslovească demersurile. Și a fost scoasă din joc securitatea în 68. Trimise în cazarmă. Mm-hmm. Partidul Comunist din 800.000 de membri a trecut la 300.000 și a devenit controlul civil asupra societății românești. Lucru foarte important. Aici se află, în acest fenomen, se află și PSD-ul, care e cel mai mare partid, cel mai mare electorat din România este al PSD-ului. Ăsta e electoratul PSD-ului. Ale industrializării forțate, ale liberării României de cnutul securistic, al trecerii la... A cam murit electoratul ăla... Cum? A cam murit electoratul ăla, domnul Popa. Cum se mare? N-a murit. Cum? N-a murit. Mă rog, ăștia care rezistă acum nu mai au ce legătură cu treaba. Ăștia sunt electoratul PSD-ului, ăștia, cu ajutoarele sociale, cu... Deci PSD-ul... Credeți că ăștia mai sunt doctrinari sau ideologici, atașați în vreun fel de PSD? Ați fost la sediul PSD-ului? De câteva ori, da. Nu acum, de curând. Nu știu, am trecut pe lângă el, la ce vă referiți? Nu e nimeni acolo. A, bine, nimic, pe de acum. E statuia lui Eminescu, au pus-o acolo și... Complet gol. Da. Da? Păi și ce vă așteptați? Păi nu există. Păi da, el e un front, nu este un partid. Mai e murahat. Păi bune, deci toate partidele din România, iertați în momentul de față, sunt niște forme fără fond. Pentru că am plonjat în postmodernism. Am plonjat în postmodernism, dar nimeni nu vrea să asimileze. Noi nu avem voie să intrăm, noi nu avem România. Am dat exemplu cu excluderea excluderea securității, seriului din joc. Pentru că... 2016. 2016. Da, odată cu excluderea din joc a PSD-ului... Nu, a seriului. A seriului. Da. S-au trecut la o altă epocă, la o altă regulă, în care nu mai putea să fie rezolvate lucrurile la vedere. Nu mai era nevoie de partide cu care România să se salveze, ci era nevoie de FSN-uri, de fronturi, erau nevoie de grupări, erau nevoie de... Și astea unde sunt la ora asta? La ce vă referi? Care sunt acele fronturi după 2016? Ce? Vă dau un mic exemplu. Da. În acest moment, da. România are un guvern foarte stabil. Da. Știți de ce? S-a refăcut USL. Da. S-a refăcut USL. S-a refăcut USL. 2012 a fost... Nu, fond. Dar a fost distrus, urmă a fost din nou distrus și acum s-a refăcut. Uh-huh. De ce a fost ales domnul Iohannis? Iohannis. Păi nu putea fi ales dacă nu desfințau noua formă de USL cu ALDE și cu PSD, adică Dragnea și cu Tăriceanu. Uh-huh. În momentul în care veneau alegerile și dacă partidul PSD propunea tot pe Tăriceanu președinte cu o formă înțelegerii, nu câștiga Iohannis. Mm-hmm. Pentru câștigarea acestea a trebuit să fie pusă doamna cum o cheamă? Dăncilă. Dăncilă,
doamna Dăncilă, care n-a avut nicio problemă să trădeze. El nici nu trădea, că nici nu știa ce e trădarea. Și așa s-a rezolvat venirea lui Iohannis la putere. Iohannis nu putea să fie îndepărtat la vedere, nu putea să fie îndepărtat prin acțiuni concrete și patetice. El pur și simplu trebuia castrat regimul lui Iohannis. Și a fost regimul Iohannis castrat prin alegerile din 6 decembrie 2020, în care nu trebuia să câștige, nu trebuia cineva să câștige alegerile, adică PSD, trebuia să le pierde cineva. Și așa a fost lăsată o alianță USR-PNL, USR fiind un produs artificial. Laborator. Nu securiști. Da. Da, nu, post, da? Seriu, USR s-a desfis. Da, aur e tot un produs fabricat. Imediat. Da. Imediat. Așa. Dar alegerile din 2020 trebuia să intre în Parlament ecologiștii. Ecologiștii? Da. S-au făcut, era pe terminat proiectul. Întâmplarea face că și eu am fost puțin băgat acolo. Da, cred că vine mine vreun atașament din ăsta sentimental. Păi aia nu contează în România, domnule. Clipă. Așa urmează să fie. Și atunci a venit cineva deștept și a spus că avem una mai bună cu 10%, nu 5% cât aveau ecologiști. Așa a apărut aurul. Aurul a apărut cu nici două luni înainte de alegeri a devenit candidat. Dar credeți că pentru ăștia de la aur, Rusia și-a băgat coada în alegeri? Adică au un... o alonjă așa, o legătură și cu Moscova? Cred că ați văzut și dumneavoastră că domnul Simion nu prea are acces la Chișinău. Da. Dar nimeni nu și-a pus întrebarea, care ar fi cauza? Și nici el nu a spus care ar fi cauza. Păi și care ar fi cauza? E simplă. Prietenii lui Simion de la Chișinău erau produse sovietice. Aha. Erau cei care au fost scoși din joc după alegerile din Republica Moldova. Deci, iar în momentul în care a câștigat Maia Sandu și deci produsele sovietice din Chișinău au fost date rebut, Simion a fost suspect de a avea legătură cu ele și deci nu are ce căuta Republica Moldova, că ne încurcă proiectul. Deci, produsele sovietice de la Chișinău erau, ziceau că sunt și naționaliști români. Și erau și naționaliști români, dar erau produse sovietice. Deci, nu Simion contează aici, ca persoană. Aici a contat la alegerile din 2020. Ca el să facă mai mult decât alții. Decât alții, să nu câștige cineva alegerile. După ce s-a rezolvat asta, Iohannis a vrut, după ce a ajuns Iohannis președinte, a vrut să schimbe pe șeful SRI. Major. Nu. Și l-a locuit pe Helvig. Pe Helvig. Okay. Acum 2 ani, în septembrie. A vrut să-l schimbe pe Helvig? Da. De ce? Păi, și a apărut, uitați-vă în ziare, da. A apărut, zice, ultimul discurs al lui Helvig la universitatea... Bun, de ce l-ar fi schimbat Iohannis pe Helvig? Ca să ce? Păi, normal că SRI-ul cu Helvig la vârf nu este sluga în altei porți. Nu răspunde la comenzile în alte părți, răspunde la comenzile României. Și astfel a fost castrat regimul Iohannis, rămânând fără servicii. Și Iohannis este un... da, un... jucător, așa, de operetă, de... paiață. Revin la chestiunea asta, că poate știți mai multe lucruri, că aici e o zonă de mister. Rusia are interese majore în ceea ce privește politica din România, mă refer la finanțări chiar în legătură cu partide din România, sau lasă jocul liber și își aleg cu penseta la un moment dat eventual niște jolly joker pe care să-i folosească în anumite momente? Părerea mea că interesul Rusiei față de România este unul profund. Da? Da. Nu trebuie să căutăm aici aspectele concrete, măsurabile și cântăribile. Ci trebuie înțeles de ce are un interes profund. Pentru că la Malta, ce spun acum este anecdotică, dar da. A circulat. Se spune că a avut loc o discuție la Malta între membrii delegației americane și membrii delegației sovietice. Și americanii i-au întrebat pe sovietici, șefii voștri, cam ce cadou ar vrea după ce închidem noi aici în mod pozitiv discuția?
Doi gangsteri, când au luat înțelegere, își fac cadou, bijuterii, femei, ce, ce, tot ce cadou ați vrea. Sunteți rău aici. Și rusul i-a spus, zice, am vrea să nu se dezmembreze România. Și l-a înțeprit americanul. Hmm? Ce este cadou? S-ar putea să ne cere și vă un cadou din Asia și noi ținem, dacă îl satisfaceți pe ăsta, și noi o să fim receptivi și vom satisface, fără să vă întrebăm esența explicației voastre. La recepție, alți americani și alți ruși au discuție și au întrebat americani la alt nivel. Dom'le, ce-i cu asta? Ce mai mult, vrea ca America să-și asume nedezmembrarea României. Ca nu cumva să se spună că și-a băgat nasul Rusia. Ce înseamnă asta? Că aici se lucrează pe termen lung. Este un proiect sovietic, este un proiect rusesc, ortodox, în care cea mai mare țară ortodoxă după ei este România. Nu au cum să nu țină cont de ea, având în vedere acest proiect al lor. Că n-au cu cine vorbi în România despre asta. Este altceva. Păi și de la Moscova cine vorbește despre asta? Păi spun, de chiar dacă Moscova n-are cu cine vorbi în România despre asta, este altceva. Nu, dar la Moscova, Moscova, da? Dacă ar fi să, dacă noi am avea cu cine să vorbească, da? Pe cine ar trimite? Păi dar nici noi, vreau să-ți puțin, că n-ai cu cine, cum adică, chiar nu știi cu cine vorbești la Moscova. Deci acolo, am dat exemplu cu Hotel Metropol. Deci, astea sunt instituțiile în care se pot vorbi. Nu sunt chestii secrete, sau, dar sunt mistice sau misterioase. Dar sigur, România va fi beneficiară. Nu, aș vrea să se rețină faptul. Deci tu vrei să spuneți că pe linia asta a ideii de ortodoxie, da. Da, la care Rusia nu că ține, are un interes major. Fundamental. Da, așa, fundamental. Care pornește, iată, tocmai de la istoria asta, de la Malta, este cea care ne va ajuta să și profităm, sună cinic, dar asta este, de pe urma dezmembrării Ucrainei în viitor apropiate. Viziunea dumneavoastră. Da. Da. Rusia va avea grijă. Va avea grijă să dea României niște bucăți din Ucraina, nu, care istoric au aparținut României. Dar știți de ce? Da, știți care a fost textul real al cederii, ocupării teritoriilor din nordul Bucovinei în 40, că a fost dictatul la Viena. A fost motivația rusească, da. A fost pedepsirea României, da. Pentru însușirea Basarabiei timp de 20 de ani. Pentru că după 1918 Basarabia a devenit. Da. Era o pedeapsă. Ăsta a fost motivul. Deci acea pedeapsă sovietică nu mai funcționează. Iar cei care vor fi interesați de acest, să vadă acest lucru, este Rusia, este Moscova. Deci Moscova câștigă mult mai mult de pe urma gestionării acestui conflict sub forma asta decât prin alte războaie sau... Vreau să vă întreb un lucru. Cât de mult depinde tot ceea ce înseamnă proiectul Rusiei astăzi, oricare ar fi el, apropo și de Ucraina și de relația cu Occidentul, de Vladimir Putin? Adică, hai să dau un exemplu mult mai dur, să zic așa. Dacă mâine cineva, nu știu, pune o bombă sub mașina lui Putin și Putin să face bucăți și moare, proiectul rămâne în picioare sau el e un factor extrem de important în momentul de față pentru ceea ce înseamnă desfășurarea aceasta de proiect pe care o are Rusia? Foarte bună întrebare. Occidentul este într-o situație foarte confuză privind estimarea potențialului Rusiei. Pentru că operează cu cutume care nu mai sunt valabile. Astăzi lucrurile stau cu totul altfel decât și își imaginează analiștii, comentatorii, serviciile secrete occidentale. Pentru că, repet, Rusia are o problemă de supraviețuire. Deci aici funcționează instinctele, funcționează nevoile vitale. Pe urmă sunt cele raționale. Deci moartea lui Putin sau descrierea lui Putin de joc vine altcineva, că nu are problema. Nu, asta e o problemă majoră când e vorba de supraviețuire. Așa și țar de casa, nu e importantă, salvezi ce e important, nu... Casa nu mai poți să salvezi. Deci, e o problemă de supraviețuire. Deci, Putin nu este un duh miraculos. Nici n-a fost promovat. Dovadă că nu există nicio cale
și Occidentul a cheltuit mulți bani pentru a găsi căi de depistare. Nu țineți minte, erau fotografii cu el la vânătoare, cu tot felul de... erau ca un cowboy, mă rog, deci, spuneți că Occidentul se iluzionează dacă se gândește la un moment dat că asasinarea, să spunem, lui Putin, da, sau organizarea unui complot anti-Putin, da, la Kremlin, da, da, și soldat cu scoaterea lui Putin în decor, într-o formă sau alta, mort sau aruncat în Siberia, ar putea să calmeze lucrurile și să se ajungă la... Nu. Nu, nu. Situația de dinainte de război. Nu. Nu, și pentru că ceea ce noi nu știm, că noi suntem totuși victima, mă refer la noi, cei din Est. Da. Noi continuăm să fim din Est. Uite, ne uităm puțin la ce se întâmplă în Ungaria, în Polonia. Nu mai ținem deloc cont de Cehia, de Slovacia. Nici nu mai vedem, că ele sunt înghițite. Noi cei din Est nu mai înțelegem ce se întâmplă cu Occidentul și nu mai știm care sunt țintele Occidentului. Uh-huh. Nu mai știm care sunt resursele și mijloacele de acțiune și țintele lor. Odată cu apariția cu externalizarea producției, apariția unor mari puteri cum e China. China este o putere, deci vedeți noi când PIB-ul Chinei trece peste PIB-ul Americii. Niciodată nu o să aflăm când va trece peste PIB Americii. Dar el va trece. Pentru că este o mașinărie pe care americanii au pus-o la punct. Nu. Și pus... ce legătură are asta cu ce ni se întâmplă acum aici, în zona asta de lume? Pentru că contează. Deci contează pentru că Occidentul, amurgul Occidentului e dat de creșterea Chinei. Deci noi când uităm la creșterea artificială a Chinei, dar acolo vom vedea mai bine amurgul Occidentului. Occidentul a trecut într-un amurg profund, pentru că el a fost, gloria lui, strălucirea lui a fost determinată de perioada modernă, care a fost îngropată. Dar nimeni nu vrea să recunoască asta. Mm-hmm. Ca și cum nerecunoașterea înseamnă, nu vede, mulți vede, puțin cunoaște. Mm-hmm. Merge bre. Nu merge. Mm-hmm. Europa, Manu, vino tu că sună telefonul domnului Popa pe aici, pe undeva, și eventual ia-l la tine în regie până terminăm podcastul, nu e problemă. Revenim, da. Așa. Ce înțelegeți prin amurgul Occidentului? O decădere din punct de vedere economic, o decădere din punct de vedere politic? La ce vă referiți? Lumea s-a schimbat, dar nimeni nu recunoaște. Simțim, dar, da? Dar nu se spune, nu se recunoaște schimbarea lumii câte vreme ei au controlul militar, informațional. Cum să simt eu învins dacă eu pot să controlez și dacă eu pot să fac războaie super, răspândite? Deci chiar dacă se interzice războiul, pot să fac cum am fost în Iordania, în Siria, în... facem războaie. Care-i problema? Deci ei nu acceptă că s-a încheiat epoca. Nu acceptă. România. Nu acceptă și nu acceptă până când nu vor fi puși cu nasul în țărână acolo. Pentru că nu există mijloace de forțare. Atunci, numai prin epuizarea de plină a resurselor lor, vor ajunge la aceste concluzii. Ce interesant... Stați puțin, că vreau să puntez pe chestiunea asta, pentru că suntem într-o altă situație, iarăși, care e complicată. Avem o criză energetică la nivelul Uniunii Europene în momentul de față, unde lucrurile, vedem cu toții, depind de relația cu Rusia. La gaz vorbim, da? Gaz și petrol. Da? Ok, în povestea asta. Asta cum se încheie până la urmă? Adică se încheie cu victoria rușilor sau cu decuplarea, cum se încearcă acum, Europei de dependența de gazul rusesc, de petrolul rusesc? Dacă Rusia nu pierde războiul, deci dacă pierde războiul, s-a terminat. Deci ziceați că nu-l pierde. Dar nu pierde războiul. Da. Erați foarte sigur că nu-l pierde. Normal, n-are cum să-l pierde. Repet. Dacă nu-l pierde. Nu-l pierde, atunci se va vedea, va fi evidentă situația confuză a Occidentului, care va trebui să o ia de la zero. Ok.
Și credeți într-o reorientare care oricum se produce la ora la care discutăm noi, a Rusiei către zona estului îndepărtat, să spunem? Nu. China, India. Evident. Păi asta spun. Adică mută conductele de aici acolo, la asta mă întreb. O clipă. BRICS, uite, iar putem vorbi despre această entitate, să spunem, economică. Vedeți că din nou se vorbește despre ea. Da, se vorbește despre ea intens. Și chiar se vorbește despre ea ca fiind alternativa la ONU A și B în lume. Da. Deci să fie America cu NATO. Da. De exemplu, NATO, deci nu s-a desfințat NATO conform înțelegerii, că s-a desfințat NATO la Varșovia, trebuia și NATO să se desfințeze. Așa a fost înțelegerea. Dar nimeni nu vrea să observe. Și a fost înțelegerea, sigur, scrisă în tratat undeva? La Malta. La Malta pe vorbe. Păi numai atâta. Nici nu există altceva decât. Păi asta spun. Și ce? Ce costă? Vorbele alea au fost esențiale, vorbele de la Malta. Pentru că ele au plecat de la o necesitate. L-am auzit nevreodată pe Gorbaciov spunând că trebuia desfințat și NATO? Că el a fost la Malta, nu? Eu așa știu că trebuia să fie desfințate amândouă. Da, da. A ieșit vreodată Gorbaciov să zică: dom'le, noi ne-am ocupat, am desfințat Uniunea Sovietică, am rezolvat partea noastră de înțelegere de la Malta, a rămas să rezolve și nu. Nu m-am ocupat. Gândesc dacă e vreo mărturie, apropo. Eu mărturisesc că nu m-am ocupat. Eu am spus partea militară, mai interesează mai puțin. Ok. Dar Occidentul va trebui să se întoarcă la mijloacele reale ale lui. Și cu asta basta. Care sunt acele mijloace? Care le are. Uite de colonialism, să uite de spoliere, să uite de jaf. Păi, România a fost jefuită. Era vai de curul nostru, domnul Popa, dacă nu eram, uite, cu occidentalii ăștia spoliatori, cu nu știu ce. Nu era, era complicat pentru România la un moment dat. Să nu fi fost astăzi, de exemplu, NATO sau un UE, în contextul ăsta acum, cam cum arătam noi? Nici nu știți ce speranțe mari își face România să iasă din NATO și din UE. Își face speranțe. Bineînțeles. Cum să-și facă speranțe? Bineînțeles. Doamne iartă-mă, cum așa? Adică? Păi veți vedea. Adică lucrurile vor fi evidente în momentul în care se produc efectele ale războiului din Ucraina. La ce vă referiți? Păi la refacerea potențialului românesc. Deci, încă o dată. Care naiba de potențial? Uriaș. Păi nu trăiți în țara asta? Cum să nu? Suntem la... Asta e părerea dumneavoastră, că sunteți foarte prea înstărit, sau nu destul de înstărit. Dar numărul românilor care au ieșit din zona subdezvoltării e de mult depășit. Eu mai am încă vocație de reporter. Așa. Și eu merg de pe București, stau iarna în București, merg 5-6 km pe zi pe jos. Asta era. Și îi observ pe cloșarii de lângă biserici. Cum sunt îmbrăcați? Ce bere beau? Starea lor fizică? Sănătoși tun? Mâncați? Nefericirea lor este un spectacol. Nu mai e nimeni bolnav de malnutriție. Pentru că ăia care aveau o problemă au fost și până accident, au cerșit pe acolo și au rămas aici ăștia care vor un ban. Deci nu se pune la păcănele. Ăștia nu sunt cerșători. Da, ăștia sunt ăștia care... Un exemplu, da. Dar nu trebuie să admiteți că nu ăsta e un indicator. În satele de lângă București, vă spun eu că le-am bătut, fie că vorbim de Dâmbovița, fie că vorbim chiar de Argeșul meu natal, fie că vorbim de Olt, da, județ pe care care m-a adoptat până că m-am însurat cu o olteancă. Adică le știu, sunt zone în care pauperitatea încă există, oamenii sunt încă săraci, să-ți bat să trăiască, nu neapărat de la o zi la alta, dar chiar dacă produc ceva, n-au piețe unde să vândă. Cineva în eroare. De ce? Fals. E fals. Această observație nu e reală. Eu stau de 30 de ani într-un sat. Unde? Lângă București, la 35 de kilometri. Da. Găurenii spunea înainte, acum îi spune Teișori, din comuna Bulbucata. Vă rog să veniți să vedeți cu mașina, să treceți, nu ne voi să vedeți cu nimeni. Porțile sunt pline de mașini parcate, nu mai există case tradiționale, cred că mai am eu
Și eu am și o casă tradițională în curte, că acolo așa am cumpărat-o în 91. Sunt căsoaie, căsoaie, da. Căsoaie. E plină de copii și nu mai erau copii. Era un sat abandonat, erau numai femeile de care se declanșau bătrânele la 30 de kilometri de București, domnul Popa. Nu are relevanță. România este complet diferită și este foarte prosperă. Că e de spectacolul, că se dă spectacolul prin comparație. Că dacă facem noi comparația cu țările occidentale, așa stau lucrurile. Dar noi trebuie să facem comparația cu noi înșine. Vedem că lucrurile nu stau așa. Bun. Cu noi înșine acum 30 de ani, acum 40 de ani, acum 50 de ani, acum 100 de ani. Nu e așa. Să încercăm să ajungem la, n-aș spune o concluzie, că e o concluzie de etapă a acestei chestiuni. Deci spuneți, pe mine m-a marcat, mărturisesc, în acest podcast, previziunea noastră și nu, chiar nu cred că aveți un interes din ăsta, cum să zic, de manipularea opiniei publice. Că, cred că este impresia dumneavoastră sinceră și convingerea dumneavoastră sinceră, spre exemplu, că rușii vor câștiga războiul din Ucraina. Dacă se întâmplă însă asta și asistăm, cum ziceți dumneavoastră, în 6 luni de zile, nu? Un an, da, la dezmembrarea Ucrainei și la dispariția ei ca entitate statală de pe hartă, păi lucrurile se complică teribil pentru România. Și foarte favorabil. Adică vă dați seama că o să avem în momentul ăla o graniță directă cu Rusia. Nu. Atrag atenția asupra unui fapt pe care nu vrea să-l vadă nimeni. Mm. În 1918, prin Trianon, ăsta a fost Trianonul, s-a format Trianonul, a fost un tratat prin care am ființat mica înțelegere. Da. Cehoslovacia, Federația Iugoslavă și România Mare. Da. De ce au făcut Trianonul ăsta? Ca niciodată Imperiul Austro-Ungar să nu renască. Și această mică înțelegere a fost o entitate care a jucat un rol și a fost de progres important. Imediat după Malta, deci după 89, s-a pus problema ca Trianonul să fie anulat. Să reînvie. Să fie anulat Trianonul. Să fie anulat. Și așa a început dezmembrarea. Prima a început cu România. Uh-huh. Dezmembrarea. Evidențe la Târgu Mureș a fost tentativa de dezmembrare a României. Studiați mai îndeaproape, veți descoperi că evenimentele la Târgu Mureș s-au oprit într-o noapte fără nicio explicație. Deci evenimentele de la Târgu Mureș... Mi-aduc aminte, da. Într-adevăr, a fost un stop deodată, brusc, nu știu ce. Ce înseamnă asta? Că cineva mi-a spus și a spus ciocul mic, nu se dezmembrează România. Rusia putea să fie atunci? Nu, asta e America, părerea mea. Da. Iar și-a însușit. Și-a însușit America. Iar celelalte s-au dezmembrat. Iar România, a doua tentativă de dezmembrare a României a fost cu Mineriada. Mineriada urma să creeze un conflict intern major și finalmente să ducă la dezmembrări. A treia tentativă a fost cu Dragnea. Cu Dragnea? Așa de putea Dragnea. Deci prima funcție care a avut-o Dragnea a fost responsabil cu... nu reîmpărțire administrativă. Reorganizare? La Ministerul Dezvoltării? La ce vorbiți? Exact, da. Când era Ministrul al Dezvoltării. Așa, când regional. Urma ca... județele pe temeiuri economice și anumite activități să fie coordonate direct de Bruxelles. Deci era o formă de federalizare. Da. Și s-a încheiat și aia. Deci România nu are... Deci ne pândește în permanență sau asta pericolul ăsta al dezmembrării? Este cel mai important. În momentul în celelalte trei au fost, în cele trei, două, au fost complet dezmembrate. Deci asta spuneți că lumea zice, bă, cum ar putea mă să vină ungurul să ia Transilvania, nu știu ce, da, la om, dar ce, o ia în cârcă, fuge cu ea. Nu ungurii. Da, cine? Este linia Huntington. Deci linia Carpații, asta este teritoriul conform linii lui Huntington, este Europa. Și dincolo de Carpați nu mai ne interesează. Iar e alt interes. E în altă zonă. Deci România nu poate să fie cu două luntre, adică să fie și. Și una de rațiunile dezmembrării. Poate de-aia și întârzie autostrada care să treacă Carpații. Bineînțeles. Care ar face legătura, evident, altfel, da. Ei nu pot să jefuiască România având un guvern.
Ei nu pot jefui decât bucăți din România sub formă de Transilvania, sub formă de Dobrogea, sub formă de Muntenia și mai departe. N-au avut noroc. Iar astea sunt realități. Nu sunt... Ați ajuns aici. Atunci nu pot să nu continuăm să vă întreb așa. Ați auzit, ați citit probabil discursul lui Orban de la Tușnad. Da? Orban e văzut în momentul de față ca fiind... Și asta e o realitate, dependent de petrolul rusesc. Da? E o țară care depinde și de gazul de petrolul rusesc, Ungaria. Dar e acuzat în acest moment ca fiind un gânditor în siajul indicațiilor Kremlinului. Da? Victor Orban. Cum vedeți rolul Ungariei, spre exemplu, în toată această conflagrație după opinia regională. Mea, după opinia mea, discursul Orban de la Tușnad a fost un pretext. Să ce? Deci, în 1950, da, în România, s-au reîmpărțit administrativ după modelul sovietic. Deci au fost județe, da, și s-au făcut regiuni și raioane. Raioanele contau, da, mai, da, mult, da? Da? Asta în 50. Și în 52 s-a făcut regiunea autonomă maghiară. Uh-huh. Orice țară stăpânită, administrată de Rusia, îi se crea o artificialitate teritorială ca să poată fi controlată. Așa, uh-huh, cum Basarabia i s-a luat sudul și i s-a dat Transnistria. Deci s-a inventat regiunea autonomă maghiară. Este un produs sovietic. Acest produs sovietic a fost scos din joc în 1968 cu pretextul reîmpărțirii administrative. Tot în 1968, am mai spus, securitatea a fost trimisă în cazarmă pentru că nu se putea face industrializare cu ingineri, cu șunoșii de chimie fizică, nu cu supravegherea securistică. Imediat după ce s-a terminat cu 89 cu România, ambele produse sovietice. Și securitatea a fost un produs sovietic. A fost înființat în 49 după modelul KGB. Dacă ne uităm în modul de structurare a securității și a KGB-ului, vom vedea că lucrurile sunt identice. Pentru că erau țări în care comuniștii erau puțini, iar controlul comunist trebuia să fie asigurat de cineva. Aia era, făcea securitatea. Asigura ceea ce comuniștii nu puteau pentru că nu erau. Uh-huh. Iar controlul un produs sovietic UDMR era făcut ca tot așa, dacă e ceva, se poate să existe o hărțoală. UDMR, produs sovietic? Cine? UDMR, produs sovietic? Păi, nu v-am spus de ce? Păi a fost înființat în 52. Uh-huh. Și a fost înființat conform unor proiecte, face parte din schema sovietică. Deci o țară pe care ei o controlau trebuia să aibă imperfecțiuni teritoriale, care să fie speculate dacă țara respectivă dă semne de independență. Ok. Și atunci... Vreau să văd unde ajungeți, așa. Așa. Iar după 89, după 89, da, cele două produse sovietice care au fost desființate în 68, au fost reînființate de data asta în contul Occidentului. Mm-hmm. În alte porți. Cu securitatea s-a rezolvat în 2016 și acum se va rezolva cu UDMR-ul, va fi scos UDMR-ul din viața politică românească. Cum, naiba? Nu se întâmplă să întâmplă. Bine, cum să nu? Despre asta e vorba. Normal că se întâmplă. Nu trebuie să se întâmple cu Bâta, cu RTV-ul și cu... și știu... Se poate întâmpla dacă pierd alegerile, pentru că neapariția se lor... Se vor anula contextul în care ei participă la alegeri. Nu neglijați, vă rog, că ea este o fundație, nu este un partid. Da, bine, asta e o discuție atât de veche, de când am intrat eu în presă, 93, tot vorbește despre faptul că UDMR-ul nu-i partid. Și n-a zis nimeni la un moment dat, păi bă, să scoatem de pe scenă dacă nu-i partid, o să-și facă Nu puteam din moment ce ea, în felul ăsta, avea asigurată prezența parlamentară. Uh-huh. Și factorul extern era interesat de asta. Deci, evenimentele la Târgu Mureș, cu Orban, cu, da, discurs. Deci, Victor, da, este un pretext. Chestiunea, discuția cu... Okay. E un pretext pentru scoaterea UDMR-ului? UDMR-ului din joc. Alegerile care vor avea... Și stai. Îl folosesc ăștia ca pe un pretext în momentul de față. Nu, factor intern. Dar ce, Victor Orban nu e în schemă? Bineînțeles că nu e Victor Orban. Este pretextul. Am înțeles. Bun, ok. În care, pentru că v-aș ruga să fiți mai atent, la alegerile care vor fi. Da. Alegerile care vor fi buimăcitoare.
De ce ziceți asta? Pentru că vor fi buimăcitoare. Vor fi în 2024 toate sau vor fi așa anticipate? Că și aici o discuție. Nu va fi nicio anticipată. Ce nu. Să fie deci 2024 intern... la termen tot. Deci, da, pentru că deja factorul intern controlează România. România nu mai este necontrolată. Și ce înseamnă că vor fi năucitoare? Păi rezultatele. De ce spuneți asta? Păi, unul, de exemplu, UDMR-ul la revedere, adică sub formă de... Nu mai intră în Parlament? În 2024? Dacă au 5%, se intre. Dacă, ca partid, da. Altfel, nu știu, eu nu cred că e. Știți de ce râd? Că da. Știu, mi-aduc aminte că la precedentele alegeri au avut un 5% chinuit cu electorat până Constanța, până locuri Craiova. Păi, deci erau la unguri până Craiova și până Constanța. Ai văzut? Sigur că da. Da, asta, mă face că să, asta ne face pe toți, de fapt, să zicem da. Că dumne cineva că fiind o fundație, i-a sprijinit da. Ușor, așa, da. Să zicem, să intre în Parlamentul în continuare. Bun, aici... Și atunci a ieșit UDMR-ul complet așa. Din joc. Așa. Iar și eu recomand o analiză riguroasă a rezultatului populației, cum se numește, a recensământului care s-a făcut acum. Așa. Foarte important. Da, dar ciudat, adică schimbat, modificat. Da. Foarte important. Mm. Este o realitate. Dar în ceea ce privește comunitatea maghiară din România, vom avea niște surprize foarte mari. Vor fi mai puțini? Nu știu dacă vor fi mai puțini, dar va fi mai clar. Pentru că... Ce mai va vrea să spune? Ziceți? Deci ce să va întâmpla? Înainte, deci când era regiunea autonomă maghiară, așa. Era 1.600.000. Da. Atâtea erau. Ok. România avea o populație de 16 milioane de locuitori. Da. 1.600.000. Sigur că, fiind un produs sovietic, acolo intrau și țiganii, și țiganii unguri, deci ungurii, oricine vorbește ungurește, este ungur. Da. Nu știu dacă știți, dar ăsta e principiul așa pentru e care... Trecut, da. Da. Dar real, numărul ungurilor real de România a coborât sub 500.000. Atenție! Real! E o estimare sau o informație pe care o aveți? E o estimare, normal. Mm-hmm. 520, poftim, care... Bun, ok. Da, opa. Deci că au plecat în Ungaria foarte mulți? Și bineînțeles. Da. Dar eu nu se mai ocupă de asta. Câți au plecat în Ungaria? De ce au plecat în Ungaria? De ce au plecat în restul Europei? Mm-hmm. Nu vrea nimeni să... Dar în chestiunea cu DMR nu trebuie făcută cu băta, nu trebuie făcută cu zgomot. Trebuie să li se spun la... Și pur și simplu... La alegeri să trage la un moment dat linie și să se constate... Și ce va spune? A fost un produs sovietic și a trebuit să fie desfințat. Da, asta se va spune ca în spatele ușilor închise. A. Pe față se va spune că a făcut 4,3 la alegeri. Că n-au intrat în Parlament. Da. Și da. cine, cum o să arate din punctul dumneavoastră de vedere... Haideți să spunem, cine va asigura echilibrul în zonele astea care sunt, domnul Popa, la această oră, controlate din punct de vedere economic de maghiari? Budapesta a băgat bani în Transilvania, a cumpărat terenuri. Vom vedea, vom vedea. Deși acum, știți unde vă dau dreptate și unde mă pune, nu vă dau, mă pune pe gânduri ceea ce a spus mai devreme, apropo de unguri, că cumva proiectul s-a cam terminat sau s-a apropiat de final. Sigur. Faptul că Victor Orban tocmai ce a anunțat de unăzi că Ungaria stopează investițiile care erau programate în Transilvania. Da? Au anunțat că opresc robinetul definitiv la ce puțin, adică nu, nici cu țărâita nu-i mai dau drumul. Au oprit finanțările în zona respectivă. Asta ar putea fi un semnal care să confirme într-o oarecare măsură ceea ce spuneați dumneavoastră, că se pregătește ceva în zonă. Mi-aș permite să evoc un moment în care l-am cunoscut pe Victor Orban. Și pe ăsta l-ați cunoscut? Cum? Și pe ăsta l-ați cunoscut? Da. Cum așa? Într-un eveniment foarte important. Ia să auzi. La Internaționala Socialistă de la Viena, din 91. Era tânăr, rău de tot. Ce era? Un țâșbârști. Deci, era la... Bursier Soros la momentul. Suntem la Internaționala Socialistă. Eu eram șeful departamentului politic al Frăției. Deci... Sindicatului Frăția. Da. Spuneți că ăștia tineri care ne privesc acum. În calitatea asta eram la Internaționala Socialistă. Da. Era la masă cu liderul țiganilor socialiști din Ungaria. Da. Deci țiganii din Ungaria au un partid socialist, care era membru în Internațional Socialist. Așa. Și vorbeam despre ce vorbeam. Și au apărut un grup de 7-10 tineri, cum erau îmbrăcați legionarii, în bocanci, în pantaloni scurți, la vară,
cu niște rucsacuri ușor militării, cu niște șefi și pălării în cap. Imaginea e cam de cercetaș, așa, nu neapărat. Și ăsta zice, uite, asta e Orban. Și invită la masă. Și a venit la lui la masă. Așa era îmbrăcat Orban la momentul ăla? Da. Da? Deci el este un produs sofisticat. Acelor care se ocupă de Ungaria în interior și din exterior, el a spus că ei mergeau la toate congresele, că au fost și liberali, că au avut un congres internațional, se duc la toate congresele, merg și la Partidul Socialist, că n-au nicio... și că ei vor fi eliberați de obligațiile doctrinare. Și... vor fi cu toți și cu niciun. Da, ceea ce se întâmplă cu Orbanul de astăzi. Da, el e și cu Uniunea Europeană, dar face cu ochii și Rusiei, îi iubește și pe americani, dar... Deci el este un produs... Joacă și cu chinezii. Este un produs politic al unui caste, mă rog, care încearcă să găsească soluții de compromis în perioada postmodernă. Că perioada postmodernă este una care n-are direcții. Deci racul proasca și o știucă în care trăim noi se datorează faptului că nu s-a acceptat abdicarea valorilor în perioade moderne. Ea s-a terminat, dar și nu s-a terminat. Și această confuzie este întreținută și primii care... Asta trăim noi astăzi? O confuzie generalizată? Confuzie fără linii doctrinare, ideologii, sau mă rog, cu niște ideologii bruxeleze în care se speculează faptul că perioada modernă nu s-a terminat printr-o revoluție sau printr-un război sau printr-un... Era nevoie de un act final, nu? Sigur, care este revoluția franceză, deci au obosit că atât oamenii au omorât și au inventat ghilotina, că nu mai puteau să omoare. Deci toate s-au terminat cu sângeros. Și asta nu... Păi poate naiba, războiul ăsta din Ucraina este finalul perioadei astea. E scena finală. Nu e exclus, da. Adică ar putea fi și interpretat așa. Războiul din Ucraina va juca finalmente rolul de a reechilibra mersul lumii. Și anume, țările BRICS... Este varianta optimistă. Este și varianta în care războiul ăsta din Ucraina ne îngroapă definitiv. Nu. Pentru că BRICS, spune că se externalizează producția, externalizarea producției a putut fi gestionată, a fost gestionată bine, s-a convertit într-un număr de țări care sunt beneficiare ale acestei externalizări și vor fi cele care participă la mersul lumii. Și mersul lumii nu va mai fi făcut în palatele și în grotele de lux occidentale și prepotente, ci vor fi făcute la vedere și ținând cont de realitate. Nu e așa de... Deci amurgul este profund, nimeni nu poate să opereze cu asta. Iar cine ar opera cu asta ar fi sancționat prin izolare. Și izolarea duce la moarte. Eu am 80 de ani, am primit 80 de ani. Aveți 80 de ani? Da. Mulți înainte. Da. Deci eu îmi permit să spun ce cred. Și chiar să fac, eu să și scriu. Pentru că eu nu mai pot fi pedepsit. Pedepsirea... Nu se știe ce vremuri prinde Popa. Da, complicate vremurile pe care le trăim. Stați să mă cer puțin cu cei care se uită la noi în momentul ăsta. Băi, oameni, sunteți mii de oameni. Apăsați-vă butonul ăla de like, e un semn de generozitate pentru cei care vor să vadă un podcast. Ăsta nu le auziți nicăieri. V-am mai spus-o de o grămadă de ori. Sigur, mă încerc amical cu voi acum, da? Ce vă costă? Nu vă costă nimic. Apăsați butonul ăla de like și în felul ăsta sunt o grămadă de oameni, între ei foarte tineri, care nu și-au pus niciodată problemele în termenii ăștia, care mai află câte ceva. Dacă de-aia facem aceste podcast. Da? Discuții absolut libere. Unde naiba mai întâlniți asta în lumea presei în care trăim astăzi? Sunt câteva insule în care să mai discută în felul acesta. Bravo! Uite așa, da! Hai, apăsare pe butonul de like. Dacă nu v-ați abonat la canalul de YouTube VZ Capital, faceți-o acum că e momentul, că vedeți ce se întâmplă aici. Și noi vă mulțumim foarte mult că, uite, sunteți mii, da? În live acum, în direct, înseamnă că acesta e un podcast care să ajungă ca audiență la 10.000 de oameni cel puțin. Bravo, minunat! Dar aveți de câte făcut. Pac, uite așa, acum a apăsat butonul ăla de like. Și în felul ăsta ajungem la cât mai mulți. Domnul Popa, m-ați zăpăcit în ediția de astăzi a podcastului. E mai lungă decât mă gândeam că o facem, dar asta e foarte bine. M-ați zăpăcit în sensul în care, uite, de exemplu, la... Sunteți prima voce pe care o aud spunând categoric și argumentând în felul acesta
că finalul războiului din Ucraina nu va fi cu happy end în felul în care e văzut acest happy end de partea occidentală, să spunem, dar în același timp că nu trebuie să ne gândim la o înfrângere sau chiar o dezmembrare a Ucrainei ca fiind o nenorocire pentru România. Deși, spun din nou, pentru noi ideea de a avea graniță directă cu Rusia pare un continuarea unui coșmar istoric, ca să fiu politicos așa, da? Ca să nu zic că e un dezastru. Tare curios, deși sigur că mai avem de așteptat, ziceți, o jumătate de an, un an de zile. Spaima față de Uniunea Sovietică e confundată cu spaima față de Rusia. Deci Rusia nu e prima dată într-o acțiune legată de România. Și dau un mic exemplu istoric care este expresiv pentru România. La războiul de independență s-a numit războiul român-ruso-turc. A debutat ca războiul ruso-turc. Da. Și pe urmă a devenit român-ruso-turc. A devenit cărțile noastre de istorie, român-ruso-turc. Un moment, da. Și în acel război, rușii au atacat o garnizoană turcă și au avut un eșec. Și atunci și-au dat seama că trebuie să facă ceva. Și l-au numit pe Principele Carol comandantul suprem al trupelor româno-ruse. Pentru că, și războiul a fost câștigat pentru că românii luptau pentru patria acolo, pentru așa s-a produs un miracol. A doua zi, sigur că Rusia a uitat de asta și n-a avut un comportament potrivit. Dar niciodată n-a uitat. Deci, când a venit însă Uniunea Sovietică, lucrurile au fost complet diferite. Profund diferite. Și lumea nu vrea să se elibereze, nu se poate elibera de această Uniune Sovietică, punând totuși pe seama Rusiei. Nu că rușii sunt niște sfinți, dar unii sunt rușii și alții sunt sovietici. Produsul sovietic a fost un produs artificial, ca și nazismul. Nu cumva le căutați în momentul de față, cum să zic, un soi de tușe mai blânde de portret rușilor, punând în antiteză rușii cu sovieticii? Nu. Adică homo sovieticus ăsta ce e? El, un produs sinistru, da? L-am simțit pe pielea noastră. Nu, și nu numai pe pielea noastră, că a fost tot este Europa, toată experiența. Și ăștia, cum ai lui Putin în momentul de față, nu sunt homo sovieticus? Nu. Despre asta e vorba. Păi, eu știu, dar cum naiba putem să distingem între homo sovieticul și rusul ăla pe care spuneți dumneavoastră ar trebui să fie unul care să poată dialoga? Deja putem. Deja avem. Deci, dacă a început acest proces în 99, deci în 2000, să spunem, ca să fie rotund, chiar așa și-a fost chiar în ultima zile din 99, deci în 2000, suntem în 2020, păi deja putem vorbi despre altceva. Și exemplul cel tipic, adică exemplul cel mai bun, este Republica Moldova. Deci, în Republica Moldova, homosovieticus de la Chișinău a fost abandonat de Moscova și în alegerile care au avut loc, nu a mai putut participa la alegeri cu sprijinul Moscovei. Și a câștigat Maia Sandu. Nimeni nu vrea să gândească la asta. Nimeni nu vrea să folosească această întâmplare ca un mijloc de... Hai să vedem, deci, stai puțin, cum a fost alesă Maia Sandu? Deci care este, Maia Sandu, cum a fost alesă? Care este istoria acestei alegeri? A fost, homosovieticul a fost scos din joc. Și nu a mai participat decât ea la vot. Deci dacă homosovieticul s-ar fi stat în continuare acolo... Nu câștiga Maia Sandu. Bine, în niciun caz, da. Da. Bun. Și astăzi, practic, ce să înțelegem? Că Republica Moldova este eliberată de homo sovieticus? În mare parte golită. Nu golită, e eliberată. În mare parte golită. Deci fizic, deci dacă facem un reportaj, să vedem câți din liderii homo sovieticus de la Chișinău mai sunt la Chișinău, voi vedea că jumate nu mai sunt. Păi poate în momentul ăsta acum al unei uniri cu Republica Moldova. Dacă homo sovieticus e pe cale de dispariție în Republica Moldova, poate că în momentul în care putem face și dinspre Chișinău și dinspre București, pasul unirii. O fi profitabil? E o problemă. De ce? Pentru că în alta poartă, adică Occidentul, încurajează această unire cu Basarabia ca să poată rupe Ardealul. Deci, opa! Sigur? Că o unire acolo putea crea un precedent sigur, de care să lege ungurii și să spună, păi vrem și noi cu... Sigur, sigur.
Deci, atenție, adică aici... Ăsta e și motivul pentru care trebuie să o spunem, spre exemplu, România nu recunoaște independența Kosovo, tocmai pentru a nu crea un precedent în așa fel încât în Ungurii să spune, păi, și ea Transilvania se declară independentă după aceea. Bun, ok. Dar exemplu cu... Ce de nuanță, ce nebunie. Da, așa. Dar așa este realitatea. Așa să scrie istoria. De exemplu, unul din fostul lider al Republicii Moldova este sub stare de arest la domiciliu acum. Cine? Ăsta, fostul președinte sau cine? Da. Așa. De nimeni nu vrea să observe. Mm-hmm. Și el nu e apărat de nimeni. Cum te gândi? Au avut controlul atât de profund când sunt în momentul... Adică spuneți, un filosovietic, da, așa, la momentul ăsta, este plasat sub arest la domiciliu în Moldova și rușii care ar, mă, normal, trebui să zângăne, să spună, nimeni, nici vorbă, nici vorbă, nu apără nimeni. Nu scoate nimeni niciun cuvânt, da, interesant. Și asta... Și Maia Sandu ce rol are acum în arhitectura aceasta a jocurilor de putere? De nu se poate da niciun rol, pentru că dacă s-ar da vreun rol Maia Sandu, ar fi compromise multe lucruri. Și nu întâmplător Maia Sandu cochetează cu Germania. Deci nu întâmplător și este încurajată să cocheteze cu Germania ca să cochetarea cu Rusia să fie definitiv îngropată. Da. Da. Ok. Sigur. Și cu Germania că e nevinovată, adică putere politică modestă. Germania acum se încropește ca putere politică. Și deci este interesant. Politică sau militară? Politică. Politico-militară. Ok. Mm-hmm. Deci, Maia Sandu este un dans. Deci este un exercițiu. Lucrurile poate evolua, de exemplu, după recuperarea Basarabiei, adică știți că numai sudul e Basarabia. Deci, da. Asta e Basarabia. Da. Deci, sudul Basarabiei s-au întâmplat fenomene teribile acolo. Ucrainizarea zonei a fost sinistră. Băta. Sinistră. Da. Sunt statisticieni care vorbesc despre faptul că orașul Cetatea Albă mai are 400 de români. Uh-huh. Dom'le. Alții, că Odessa este colonizată de ucrainieni. Forțată, este abuzuri mari. Da, dumneavoastră, am și o întrebare. Ați pomintea mie de un scenariu ăsta pe care nu-l pune nimeni în vorbe cu subiect și predicat pentru că dă prost. Da, la urma urmelor ziceți așa, domnule, dacă dispare de pe hartă statul ucrainean, România... Nu dispare, se întoarce la locul lui. Am înțeles, se întoarce la locul lui. România își va recupera niște teritorii, da? Sau, mă rog, nu hai să spun altfel. Își poate recupera niște teritorii pe care istoric le-a avut, le-a pierdut. Da. Ok, în regulă. De eu vă întreb așa, chiar crede că ce administrație politică de la București va zice, da, domnule, din stârvul fostei Ucraine, noi consimțim să ne înfruptăm și ne vom lua o bucată din aceste foste teritorii. Pentru că s-ar putea ca lumea occidentală să se uite oripilată și să spună, cum bă, a murit o țară, s-au distrus niște granițe și voi, nici nu s-a răcit bine cadavrul, vă luați înapoi niște teritorii și le puneți între granițele voastre? Care-i problema? Pe cum care? E o problemă mare. Păi sigur, o clipă. A naibii de mare. Problema ar fi, de exemplu, dacă păstra... Adică poate să fie ca un mărotrăvit din partea Rusiei, știi? Să zică, ia luați voi băieți aceste teritorii. Așa. Când vorbim despre teritoriile din nordul Bucovinei, Bucovina și Herța, nu e nicio problemă acolo. Pentru că tratatul de la Varșovia, dictatul de la Viena ne-a pierdut România. Da. Da? Cu sudul Basarabiei e mai complicat. E adevărat, e mai complicat cu sudul Basarabiei. Așa. Pentru că acolo ucrainizarea s-a făcut și pe fondul părăsirii zonei de către români. De frică. Au fugit. Pentru că toți stăriți au fugit de sovietici. Da, evident. Deci acolo toți basarabenii stăriți au fugit de pericolul sovietic. Corect. Să gol. Uh-huh. Acolo e mai complicat, e adevărat. În sensul că acum a devenit o majoritate a populației sunt alogenii. Sunt corecții care se vor face istorice și au mai avut loc. Nu decât să integreze, nu decât să plece. Care e problema?
Sunteți cinic, dumneavoastră, acum. Vă permiteți că nu sunteți în situația unui decident politic, dar unui decident politic vă spun eu, vreau să-l văd pe ăla, căruia nu se-i tremure mânuța pe pixul în care zice, da, ne luăm aceste teritorii, sunt ale... Bine, nu știu, nu-mi dau seama cum ar putea fi luate. Să nu uităm... Ar trebui să existe o conferință, ca la Paris, să se decidă teritorii, granițe noi, vă rog. Să nu uităm un detaliu. Așa. Noi suntem într-o perioadă postmodernă. Deci perioada modernă, la 3-3 și am mâncat mălaiul. Și în postmodernismul ăsta ce se poate? O clipă. Deci nu mai prea putem opera cu principii și valori și reguli ale perioadei moderne. Iar majoritatea celor care fac aprecieri se bazează pe suntem formați moderni și noi continuăm să ne portăm cum am fost formați. Uh-huh. Și cine nu ține cont de noua realitate, n-are ce căuta în realitate. N-are ce în joc. Înțeles, da. Uh-huh. Deci aici trebuie să se înțeleagă că s-au produs schimbări profunde. Nu așa. Asta cu revoluarea teritoriilor României, sigur, s-a putut să fie subiectiv aici. Așa. Dar eu am urmărit cum nu s-a putut dezmembra România. Deci cum nu s-a putut... Zona de dezvoltare era o alea care trebuia să fie repățită. Da, ale lui Dragnea, da. Cum nu s-a dezmembrat România. Uh-huh. Iar România nu s-a dezmembrat într-un condiții foarte sofisticate. Deci într-un proces foarte elaborat, nu așa la plăzneală. În condițiile în care acest război vine și pune capăt militar, într-un fel, sau administrativ-militar, erorilor de după al doilea război mondial, că despre asta e vorba, s-ar putea să avem surprize foarte interesante. Mm-hmm. De exemplu, noi e un subiect care ar trebui să fie analizat. Câți români sunt plecați din România? 5 milioane? Așa este. Cine sunt românii care au plecat în România? Flămânzii? Nu. Erau produsele statului industrial în România. Deci toți ei care sunt acolo și au rădăcini nu sunt numai care spală pe jos șoselele, ci sunt ingineri, tehnicieni, electricieni, sudori. Și ce? Va juca un rol această diasporă românească în viitor? Se întoarce acasă. Oh. Cum să nu? Bineînțeles că se întoarce. Deci, pentru că, spre deosebire de alte zone, România va fi foarte prosperă. Deci, foarte dinamică. Că nici când industrializarea România n-a fost prosperă, dar a fost dinamică. Deci, din colibe și din... Din bube, mucegăiuri și noroi, așa. S-au dus în cartiere muncitorești din toate orașele din România, s-au triplat numărul, sau de 5 ori mai mulți politehnici din România, că atunci... Da. S-au produs ingineri, s-au produs electricieni, sudori și așa mai departe, parchet pe jos, și atunci s-au rupt într-o generație, au existat mamă și copii și părinți din două generații. A fost o viteză fantastică. Deci în acest moment, lumea vorbește despre mizeria României. Eu nu știu dacă mizeria, dar emanciparea este fără egal. Uh-huh. Eu nu știu, nu mă interesează prosperitatea, mă interesează condiția umană a individului care stă în fața mea. Și el nu mi se mai pare atât de troglodit pe cât părea. Și atât de... Sigur că există în alfabeții funcțional, că e telefonul, computerul și așa mai departe. Dar România a evoluat spectaculos, iar ea are în acest moment, sau într-un viitor apropiat, perspectiva de a avea ce gestiona. Sunt 10 țări în lume, pentru care România, care au tot ce le trebuie pentru a zbura. Sensul de decolări economice fabuloase. Și aceste resurse care au fost jefuite de Occident, în ultimii 26 de ani, vor fi recuperate. Noi nu putem să alterăm relația cu Occidentul, domnul Popa, în momentul. Nu putem să alterăm, totuși, relația cu Occidentul. E alterată. Este ruptă. Dom'le, câte vreme regimul Iohannis a fost îngropat și nimeni nu vrea să observe că e îngropat. Nimeni nu vrea să observe. Nimeni nu comentează din această perspectivă. Este complet îngropat. Da. Iar deciziile vechi, care s-au luat cu acordul serviciilor secrete și așa mai departe, sau cu acordul diverselor personalități publice care acum sunt niște... Uite, Adrian Năstase pare a fi din secolul XIX.
dintr-o altă, dintr-o lume mult mai îndepărtată decât cea fizică. Mm-hmm. Mm-hmm. Pentru că nu are nicio legătură cu realitatea. Mm-hmm. De armată ca ei era. Nu știu dacă știți de grupul Trocadero, nu? Sigur că știu. Sigur că da. Da. Asta e foarte important. Adrian Năstase, Adrian Severin. Da. Sigur că da. Care au fost privilegiații statului totalitar. Asta Dăianu de la Finanță? Sigur că da. Da. Sigur. Adică și Isărescu a trecut la Trocadero. Sigur că toată da. Gașca. Trocadero fiind un restaurant din spatele de la universitate, spate la coada calului, nu? Acolo, exact, exact. Exact. Se despre, da. Am încă memorie, da. Așa, nu deci, că am participat, deci, eram prea acum tânăr, se dar am citit mult resursele, în se vor recupera da. Resursele. Așa. Se vor recupera, iar multinaționalele se vor legitima. Pentru că în momentul de față nu se legitimează. Sunt niște duhuri. Niște duhuri care acționează conform duhurilor. Deci nici ne pe cine să tragi de guler. Pentru că e indecisă deocamdată. Mm-hmm. Și lucrurile se vor fi nevoie de sacrificii. Bun, până ajungem acolo, reținem, să zicem, predicția noastră. Da. Să mai facem un popas în Ucraina. Vă întreb așa, cine e domnul Zelenski? Adică, așa, când citiți, când vedeți toată chestiunea asta, v-a surprins apariția lui în postura de erou planetar? Sau simțeați că se pregătește la un moment dat astfel produsul, de portret? Este produsul Mossadului. Produsul Mossadului? Da, sigur. Din moment ce Ucraina a fost făcută cadou Mossadului, păi Mossadul s-a implicat serios acolo. Deci este un produs... Adică pe serios peste tot. E cel mai tare serviciu secret al lumii de când da, e lumea. S-a integrat cu mijloacele pe care... El este un produs, Zelenski. Un produs al Mossadului. Sigur că da. Care ce? Joacă un... în momentul de față... De multiculti, de țară mondială, de țară... Da. Păi cum n-ai... Stați puțin, domnul Popa. Da. Zelenski spuneți produs al Mossadului, deci Mossadul spuneți cu un interes particular, special în Ucraina. CIA-ul cu un interes special particular în Ucraina, plus altele, britanicii, da, ia uite ce trimit acolo, MI6-ul, bun, ok, așa. Și chiar și în condițiile astea îmi spuneți că Ucraina va pierde confruntarea cu Rusia? Pentru că apărătorii Ucrainei sub formă de evrei, sub formă de britanici, sub formă de americani, da. Intervenția este nu poate fi directă. Pentru că dacă e directă, înseamnă că se pretează la război. Și războiul nu mai e posibil. Bun, e indirectă. Deci, este indirectă. Da. Dacă e indirectă, asta e limita. Mai mult nu poți să facă. Și direct, Ucraina va fi terminată. Și atunci se rezolvă problema. Altfel nu se poate. Dar vă dați seama, iertați-mă, ce vorbim acum e secretul lui Polișinel, că sunt serviciile secrete din toate aceste țări, inclusiv ale noastre, băgate în Ucraina, în toată povestea asta. Păi o victorie a lui Putin în Ucraina, soldată chiar cu dezmembrarea Ucrainei, cum spuneți dumneavoastră, ar fi o înfrângere teribilă a serviciilor secrete occidentale și a Occidentului în general. Dar, cum s-ar putea întâmpla asta, domnule? Cum să nu? Deci, vai de mine. Dar ei au fost... Ei nu știu, când s-a mai întâmplat în istorie așa? Clipă. Faptul că ei au făcut un pas care n-a fost corect după summitul de la București în 2008. Da. Deci summitul de la București a fost frontiera. Deci a fost summitul de la Roma din 2002 și summitul de la București din 2008. Când? Când Occidentul s-a considerat câștigătorul acestui proiect și atunci a spus că Ucraina trebuie să intre în joc ca jucător. Ok. Și a început proiectul. Ei fără să poată opera cu ideea că ar putea să devină vitală pentru Rusia necesitatea supraviețuirii Rusiei și că Rusia aici va juca ca un sinucigaș, nu ca un adversar sau ca un jucător. Sunt limite, deci una sunt sportivă și una e competiția sportivă militară și alta este cu sensul. Deci aici Ucraina plus că desfințarea Ucrainei definitivă ar fi un exemplu, s-ar încheia procesul desovietizării complete a Rusiei. Deci cei care s-au ocupat de desovietizare ar avea un argument că de aici încolo un pas înapoi nici pentru avânt. Deci toate vor fi desovietizate. Inclusiv ceea ce, de exemplu, Ministerul de Externe al Uniunii Sovietice nu a fost complet desovietizat. Da.
Mulțumesc foarte mult, domnule Popa. A fost o discuție foarte interesantă, puțin spus. Reținem niște lucruri pe care le trec așa acolo pe răbojul memoriei, da? Și vedem în poate emisiunea viitoare câte dintre previziunile dumneavoastră s-au îndeplinit. Unele dintre ele trebuie să mărturisesc că sunt născătoare de frisoane, dar asta e, la urma urmelor, o viață avem și cu frisoane trăim. Da. Despre asta e vorba. Mulțumesc foarte mult! Mircea Popa a fost într-un podcast ediție specială astăzi în podcastul Evz Play de la orele 15. Ca de obicei, Ionuț Cristache cu o nouă ediție a podcastului lui. Butonul de like e foarte important, e un semn de generozitate și în felul acesta cei care n-au urmărit în direct podcastul acesta vor avea ocazia să-l vadă. E de ascultat, e de reflectat, nu trebuie niciodată să credeți, să luați de bune toate lucrurile pe care noi le spunem aici, eu sau invitații mei, ci trebuie să aveți încă o perspectivă asupra realității înconjurătoare. În rest, fiecare cu mintea lui să gândească. Toate bune, ne vedem mâine! Yeah.